Bună seara și bine v-am regăsit la Lumea SEO PPC, ediția 136, anul 2016, prima ediție a anului. Sunt copleșit de numărul mare de participanți la această ediție. Am zis să-i dau o mână de ajutor Alinei și am trimis și eu invitații. Și am solicitat și colegilor mei care sunt participanți și invitați să trimită și invitații. Și s-a întâmplat lucrul acesta, mă bucur nespus. Sper să vă regăsesc tot anul în același număr de, așa, să nu mai avem loc să punem scaune, să fim nevoiți să vorbim cu cei de la Impact Hub să ne mai dea o sală. Da? Sau eventual să încercăm să construim un pic spațiu aici, astfel încât să fie mai mult, mai multe locuri, mai multe scaune. Numele meu este Ionuț Munteanu și voi fi gazda voastră în această seară. Pe lângă faptul că vă mulțumesc că sunteți membri ai comunității Lumea SEO PPC, vă invit pe cei care încă n-au devenit membri active ai grupului de Facebook Lumea SEO PPC să acceseze grupul. Vă asigur că acolo sunt informații interesante, de calitate și lucruri de învățat pentru cei care vor să dezvolte în aceste domenii, vorbind de PPC marketing, digital marketing în general, partea de search engine optimization, mai mult, partea de PPC marketing și mai mult. Acum eu sunt Olivian Breda, când acum 5 ani, când am organizat prima ediție a evenimentului Lumea SEO PPC, reprezenta partea de Search Engine Optimization și eu reprezentam partea de PPC Marketing. Și de fiecare dată când am popularizat denumirea evenimentului, oamenii se opreau la Lumea SEO. Și l-am un pic supărat. A fost o perioadă foarte deranjat de faptul că lumea îmi spunea PPC și după aceea ziceam PPC, Lumea SEO, PPC. Nu știu dacă ați văzut la intrare, chiar și acum scrie Lumea SEO și PPC e lângă. E pus de cineva, e scris după. Oamenii în continuare au rămas la ideea că e Lumea SEO. În fine, în această seară vom încerca să echilibrăm informația și o să vă las pe Liviu Taloi să ne povestească despre cum vom echilibra acest lucru. Avem și un invitat special, Andrei Garici, care ne va... Va sparge ritmul informației, să zic așa, va rupe un pic fluxul de informație din zona tehnică, pe parte de tool-uri, unelte, cum le zice, unelte în SEO și PPC marketing și va avea o intervenție interesantă, spun eu, prezentând un nou concept de comunicare a unei direcții profesionale prin intermediul sarcasmului, umorului, ironiei. Să vedem ce iese. Vedem ce iese, nu? Avem mari speranțe, sunt foarte emoționat pentru el, fiind prima lui apariție în acest context, prezentând un astfel de concept. Și... am înțeles. Ok. Totodată așteptăm feedback-ul vostru post-eveniment. Puteți să scrieți pe grupul Lumea SEO PPC pe site, pe pagină și puteți să ne dați și în formularele de feedback. Liviu, o să te las pe tine să-i prezinți pe Mihai și pe Silviu și să spui un pic despre ce o să zică ei. Mersi mult. Acum pe Mihai și pe Silviu nu o să povestesc eu foarte multe. Mai avem două lucruri. Dar o să vă zic alte două vorbe ca să înțelegeți de ce cred eu că ar trebui să vă aruncați un ochi nu pe un singur canal media, adică SEO sau PPC, și de ce cred eu că ar trebui să dați o importanță egală celor două canale media. Și am să încep prin a vă povesti, mă gândeam că scriu pe un flipchart, dar o să vă imaginați cum desenez lucrurile astea în acest moment. E ok. Mă descurc și fără flipchart. Am să vă povestesc din cuvinte care este ecuația unui business online. Și voi o să trebuiască să rețineți că sunt trei parametri care guvernează această ecuație a succesului pe online. Și anume, cifra de afaceri este egal cu... Urmează trei parametri, da? Traficul de pe acel site sau acel loc de prezență online, de mulți cu, asta a fost primul parametru, rata de conversie, adică câți din cei care intră pe acel site sau pe acel punct de prezență online, sunt convertiți în ceva benefic pentru businessul meu, clienți, comenzi sau altceva.
putem să mergem și în zona de NGO-uri, cum ar fi lumea SEO PPC, număr de adeziuni. Este irelevant ce măsori avem o rată de conversie. Și al treilea parametru este comanda medie în cazul unui comerț online sau este lead value atunci când vorbim de lead-uri. De un site care generează lead-uri și care nu vinde direct, ci vinde în mod indirect. Sau putem să mergem în orice parametru financiar, e de vorbit, însă rețineți că sunt trei parametri. Da? Deci cifra de afaceri este egal cu traficul, de multiplicată de conversie, de mulțit cu comanda medie sau cu acea valoare financiară pentru fiecare client adus. Acum, prima parte a acestui ecuații reprezintă marketingul online. Cum îi aducem pe site? Al doilea parametru reprezintă partea de usability, partea de persoasiune, psihologie, cum convertim clientul. Și al treilea parametru care ar trebui să rămână în curtea fiecărui business este marketingul de produs. Da? Este cum vindem produsele, cum facem cross și upsell, cum facem bundle-uri, cum facem... Cum știm noi să creăm produsele și să le generăm, să le construim, să le... Politica de stocuri, de prețuri, trebuie de genul ăsta. Dintre toate astea trei, marketingul online merge, funcționează să-l dai, să-l externalizezi. Marketing de produs, nu prea. Acum, vorbind despre marketingul online, că în seara asta suntem să vorbim despre acest element al ecuației pe care vreau să o desenez, vorbim despre trei principale zone în care am putea să ne promovăm. Una dintre ele, cel mai simplu dintre ele, este traficul plătit. Prin plătit înțeleg multe canale media, printre care AdWords, CPC-ul, Facebook CPC-ul, CPC-ul în general, PPC-ul, poftim, sau este acea parte din lumea SEO PPC care se cheamă PPC. Și am început cu ea, te rog frumos să dai. Sigur că există partea cealaltă și aș vrea să acordăm atenția ambelor, partea de trafic direct și organic. Este absolut esențial această parte de trafic. Oare și cum să-i zicem neplătit, dar atenție, nimic nu e gratis. Voi știți deja chestia asta. Sper. Da? Deși pare că este gratis, nu este gratis, ci costă. O să vă zică colegii mei de la BVF, faptul că instrumentele costă, probabil, mă gândesc că nu sunt ieftine. Și consultanța costă. Deci sunt costuri acolo asociate cu un canal care face branding sau trafic direct. Cam asta este în zona de alea amestră, directul și cu SEO. Și mai există și altele. Dar în seara asta nu vorbim de și altele, adică partea de referrals. Eventual motoarele de comparație de prețuri și alte bloguri eventual. Dar sau ceva. Ediții, probabil că vom vorbi și despre acele canale media. Rugămintea mea este, dacă vreți să aveți succes în online, 1. Țineți cont de toți trei parametrii a ecuației, care vreau mai v-am zis-o, niciodată nu acordați o importanță covârșitoare unui singur parametru. Deci și marketing online, și partea de usability, și partea de conversion rate optimization, și partea de marketing de produs. Niciodată doar cu o singură direcție. Cum o să vă rog când vorbim de marketing online și vorbim astăzi de cele două componente principale ale lumea SEO PPC, aș vrea să acordați o atenție în mod egală și părții de SEO și părții de PPC, deci în aceeași măsură, dacă se poate, pentru că succesul nu vine doar dintr-o singură direcție, succesul vine, și din câte știu Mihai este primul, succesul vine făcând SEO corect. Și o să-l invit lângă mine pe Mihai, managing partner de la DVF, și mi se șoptește în căști că este și partener al lumea SEO PPC, alături de Sorin. Nu, alături de. Celălalt sponsor, să zici pe celălalt sponsor, ok. Ia, ajută-mă să văd unde te zicesc. Așa, gata. Deci, alături de Conversion, M-Ready, la Mobile Ready, bănesc eu. Vinescu, o chestie interesantă, vinde online vinuri. Și pentru cei mai activi din sală... Așa, avem acolo niște vinuri, nu? Da. Sau premii. Da. Vinuri și premii, da. Vinuri. Chestii băubile, premii, probabil. Vinuri. Da, ok. Web Digital, normal, de față, ca întotdeauna. Două parale, un foarte drag partener și retargeting.biz. În afară de Digital Workforce, scutarea de la DWF.
Și Mihai ne va povesti, probabil, sper eu, despre SEO și ce înseamnă SEO în 2016, nu? Și o să-ți dau microfonul. Mulțumesc, Liviu. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit în această seară. O să trec rapid la lucru pentru că urmează prezentări foarte interesante și trebuie să avem timp pentru toate. Acum, o să vorbesc în această seară despre unelte esențiale pentru campanii SEO performante în 2016. Accentuez cuvântul esențiale și vreau să spun că în niciun caz nu, în prezentarea nu conține o privire completă asupra tuturor uneltelor și asupra tuturor lucrurilor care se pot folosi în SEO pentru a-ți atinge mai ușor obiectivele. Dar, haideți să trecem la lucru. În primul rând, înainte de a începe orice activitate pe zona de SEO și înainte de a face orice pe internet, sper că avem cele două lucruri instalate pe site. Da? Avem și Google Analytics și Google Search Console. Dincolo de asta, e discuție multă, dar dacă cele două lipsesc, deja restul prezentării vine cumva mult mai greu de priceput. Bun. În 2016 și nu numai, SEO practic înseamnă un cumul de activități prin care urmărim să atragem trafic relevant pe site. Ca să facem lucrul ăsta și practic să obținem poziții mai bune în motorul de căutare, vedem acolo punctul 6, trebuie să facem o mulțime de lucruri, printre care facem o analiză de cuvinte cheie, să analizăm site-ul din punct de vedere tehnic, să ne ocupăm de conținut, de analiza linkurilor, de obținerea de linkuri și așa mai departe. Prezentarea este practic structurată pe fiecare din aceste tipuri de activități și include fix câte un slide pentru fiecare. Deci nu o să ne ducem foarte mult. Bun. Pe zona de keyword research. În primul rând, avem nevoie de idei de cuvinte cheie. Pentru orice business e clar că ni-l cunoaștem bine, avem impresia că de cele mai multe ori știm exact ce gândesc potențialii noștri clienți, însă de cele mai multe ori avem surprize când folosim niște instrumente specializate. Primul din cele pe care vi le sugerez este UberSuggest. Este un instrument gratuit care funcționează în modul următor. Introducem un cuvânt cheie, iar el ne sugerează 3-400 de cuvinte plecând de la acea sintagmă, de la acel cuvânt, prin adăugarea fiecare litere din alfabet după el. Practic, ați văzut că atunci când scriem în Google un cuvânt, pantofi, Google începe și ne sugerează lucruri. Da? Instrumentul ăsta face fix același lucru, numai că ne dă direct tot ce ne-ar sugera Google dacă am începe să scriem pantofi A, pantofi B, pantofi C și așa mai departe. Este... Și pentru România? Da, da. Și o să menționez la fiecare tool în parte dacă funcționează sau nu pentru România. Funcționează pentru România, da. Tot un tool gratuit este Keyordio. Diferența majoră între ele este că acest tool îți oferă și sugestii care includ termenul căutat, nu doar care încep cu acesta. Bun. Un instrument plătit de această dată, care de obicei este perceput doar în contextul analizei de link-uri, este Ahrefs, care are un motor de sugestie, cuvinte cheie foarte, foarte bun. Ca ordin de mărime, dacă UberSuggest sau Keyordio ne sugerează undeva la 200-300 de cuvinte pentru un termen, Ahrefs dă undeva la 7-8.000. Și mai este Keyordtool.io, din nou are România, din nou este însă plătit, la fel ca Ahrefs, și diferența este că ne permite să vedem sugestii și din YouTube și alte motoare de căutare. Bun. După ce avem ideile de cuvinte cheie, mai putem obține astfel de informații prin analiza competiției. Ce înseamnă asta? Că identificăm 3-4-5 site-uri care vând același lucru, potențial competitori, și încercăm să extragem cuvintele pentru care ele ranchează deja în Google, cuvintele pe care ei le targetează în campaniile lor de SEO. Un tool pentru a face lucrul ăsta este oferit de SEO Monitor, este din nou pentru România, este un tool gratuit și este accesibil la adresa research.seomonitor.ro. Practic, introducem o adresă și ne spune pe ce cuvinte apare respectivul site în Google. Am inclus aici și SEMrush și SimilarWeb. Le-am pus cu gri așa,
Pentru că, pe de o parte, nu oferă rezultate specializate pe România, localizate pe România, și sunt și destul de scumpuțe. Dacă folosim tot ce am spus până acum, avem suficiente informații. După ce avem cuvintele cheie și analiza competiției, trebuie să mai vedem volumul și sezonalitatea, unde ne ajută Google-ul, care este sursa de date. Google Keyword Planner, Google Trends, Google Correlate sunt servicii de la Google prin care putem afla când, cum se caută lucrurile pe care le-am identificat. Asta e slide-ul, poză, gata. Pe partea tehnică. Deep Roll sau Screaming Frog. Sunt două instrumente care în principiu fac același lucru. Diferența majoră între ele, și o să spunem imediat ce fac ele, diferența majoră este că primul dintre ele este web-based, iar celălalt trebuie instalat în calculator. Ce înseamnă asta este că pentru al doilea trebuie un calculator mai puternic, dar compensează prin faptul că la costuri ești mult mai ieftin. Da? Adică dacă avem la Screaming Frog un cost de 150 de euro pe an, la Deep Crawl putem ajunge la suma asta pe lună. Pentru ce folosim instrumentele? Le folosim pentru a indexa, pentru a simula o indexare a site-urilor, la fel cum ar face-o motorul de Googlebot. Practic, indicăm adresa site-ului, iar aceste programele intră și parcurg fiecare pagină în parte, crolează tot site-ul pentru a identifica probleme de redirecționări, canonicalizare, link-uri rupte, paginii care sunt blocate de la indexare și așa mai departe. În principiu, cu cele două, cu oricare din instrumentele de acolo, se pot identifica, să zic, 90% din problemele tehnice fără probleme ale site-ului. Dincolo de asta, mai este o suită de alte instrumente pe care le putem folosi cu mare succes. Google Search Console, de care am spus și mai devreme, și echivalentul de la Bing, Bing Webmaster Tools, în care dacă confirmăm site-ul, confirmăm proprietatea web, practic primim o mulțime de detalii tehnice de la Google despre eventuale probleme. Îmi voi să te întrerup un pic și să spun că puteți întrerupe și pune întrebări oricând, da? Pe oricare dintre soluțiile pe care le vedeți. Mihai o să oprească un pic și o să răspundă la întrebările voastre. Deci, nu uitați, sticle de vin de la Vinescu vin ca premiu pentru cei care sunt cei mai activi sau care pun primele întrebări, nu? Nu, nu o să vă zic. Nu? Asta era o schema aia, nu? Că o să fie primul sau cel care pune cea mai bună întrebare, dar o să vă zic la final. Sau să ne zică Mihai, lasă-mi să zică, că e cel mai bine să zică, și hai să-l lăsăm, poate să termine, eventual vă notați întrebarea despre un tur. Când mă gândesc, poate vrea, poate nu vrea, îl întrebăm pe el și el ne zice. Este în regulă, eu pot să răspund și așa, numai că nu știu exact cât, dacă ne încadrăm în timp. Ne încadrăm, suntem... Am văzut o întrebare acolo, da. Ți s-a întâmplat și dacă ai avut o soluție în cazul în care pe Google erai very high ranking, locul 1, 2, 3 în prima pagină și pe Bing erai pe pagina 10, 14 și în principiu nu îmi dădeau niște chestii. Adică pur și simplu n-am găsit ceva ce s-a întâmplat. De ce chestia asta? Pentru că văd acolo sunt puse amândouă, sincer să fiu, eu n-am prea făcut evaluare de Bing. Folosim Bing tocmai pentru erorile acelea tehnice pe care ți le poate prezenta. Adică link-uri rupte, pagini... Ai o idee de creștere vis-a-vis de căutările pe Bing? Există așa ceva? Nu facem optimizare pe Bing. Nu, e prea puțin ca să conteze, dar ca instrument poate să-ți dea insight-uri valoroase. Okay. Fiind gratuit, chiar merită confirmat. Mai era acolo un... Întrebarea mea era referitoare la faptul că ai spus că 90% din problemele tehnice le poți identifica și cu Screaming Frog. Da. În varianta paid sau free? În varianta free scanează doar 500 de pagini dintr-un site. De aia spune că varianta plătită ajunge la un cost de 150 de euro pe an, în timp ce la celălalt cam la bănuțe și ce înseamnă computer puternic? Ai zis computer puternic? Eu am 20 de giga și de memorie RAM, i7 și tot... La 2 milioane de pagini scanate, începe să... Ok. Da. Împarți cât costă hardware-ul la 3 ani și după aceea vezi dacă se rentează să-ți iei Deep Crawl sau Screaming Frog.
bun. Lucruri de viteză, element pe care, pentru care Google pune foarte mare accent, se pot rezolva cu Google Page Speed Insights și GT Metrics, tool care arată lucruri chiar mai avansate decât Page Speed Insights, dar în același timp implică și de obicei costuri mai mari de rezolvarea lor. Adică sunt probleme care țin de server, sunt probleme care țin de configurații mai avansate. ProSEO este însă un tool-uleț foarte interesant, care practic este un browser ce simulează modul în care motorul de căutare îți vede site-ul. Practic dăm la o parte partea de CSS și elementele de JavaScript care într-un fel nu sunt indexabile, poți să vezi pagina site-ului tău așa cum o vede Google. De ce este util asta? Sunt site-uri care arată foarte frumos, dar când te uiți la ele în modul ăsta, vezi că de fapt conținutul real al site-ului începe foarte jos. Adică avem un header, nu un header, avem un mega meniu cu foarte multe elemente în el, avem un meniu lateral cu foarte multe mulți itemi și conținutul real al paginii începe foarte, foarte jos. Am și o întrebare. Mai există links? Links. Browser? Nu? Da? Ok. Și el nu face același lucru? Ba da, ba da, ba da. Deci links este un browser text cu Y. Links. A, salut Tudor, da. Am o întrebare, da, mai e o întrebare. După aia Mihai trebuie să te miști repede. Știu că i-am pus întrebare. Brow SEO suportă session cookie sau da. Este da, da, da. Același? Știe orice, poți să simulezi un alt motor de căutare, poți să faci foarte multe lucruri. Am înțeles, frumos. Mulțumesc mult. Plăcere. Și mai este SEO Tools for Excel, dar vă spun mai târziu despre el, e priceagul elvețian. Pe partea de conținut. Era al treilea element din suită. Bineînțeles, avem nevoie din nou de idei de conținut. Busumo este un tool foarte deștept. E destul de scumpuț. Costă undeva la $300 pe lună, dar poate fi folosit și în variantă gratuit. Practic, în variantă gratuită îți dă doar 10 sugestii. Cum funcționează? Introducem un termen de căutare, preferabil în engleză, și ne dă conținut de pe web relevant pentru acel termen, ordonat după numărul de share-uri în social media. De ce ne interesează asta? Putem vedea, practic, conținut popular. Căutăm organic food, vedem ce fel de conținut a devenit viral în afară. Și putem vedea. Sunt tot felul de liste, tot felul de moduri de a pune problema. Ajută foarte mult. Ahrefs are un modul care face exact același lucru, decât că vine în plus și cu o ordonare după numărul de link-uri atrase. Din perspectivă SEO, poate să ne intereseze mai mult tool-ul de la Ahrefs, pentru că de multe ori, un conținut care este bun pe social media nu înseamnă neapărat că atrage și link-uri. Și invers. Și avem apoi Google Alerts, să spunem că putem selecta diverse notificări când apar lucruri. Ce facem apoi cu conținutul? Trebuie să-l și prezentăm într-un fel. Din experiența pe care am acumulat-o tot lucrând cu clienți și tot făcând lucrul ăsta și pentru noi la agenție, la DVF, am văzut că asta este forma care funcționează foarte bine. Adică, dincolo de articole pe blog, dincolo de mici postări în social media, pe grupuri, când realizezi un material de genul acesta, fix pe o problemă, el este mult mai bine primit de potențialii clienți. Aici avem, de exemplu, un e-book realizat în parteneriat cu Ecompedia, în care sunt prezentate probleme specifice magazinelor online. Probleme de SEO pentru e-commerce. Stai puțin, înainte de a trece mai departe, știu că trebuie să mergi mai repede cu prezentarea, trebuie să zicem și conținutul ăsta. Ce vrei să fac, Liviu? Trebuie să spunem că această ghidă cu 44 de pagini de SEO este gratuit și poate fi downloadat oricând accesând dvf. Lucruri care se văd pe exact, poza, tot ce trebuie să știi despre SEO, descarcă de pe dvf.ro. Gratuit! Mai fac și o reclamă acum pe Ecompedia, când intrați pe categoria de SEO, care este sponsorizată de colegii de la DVF, în toate articolele de SEO veți găsi un banner care vă invită să downloadați acest ghid. Da. Deci, ca să fie completat. Și dacă uitați site-ul dvf.ro, puteți intra pe lumea SEO pe pc.ro și puteți să vedeți la parteneri adresa site-ului. Tot gratuit? Absolut gratuit. Absolut gratuit, da. Bun. Avem, bineînțeles, și varianta să postăm acest articol pe blog sau să facem un infografic sau un video cu materialele alese. Știu că sună poate clișeic asta cu infografic, videouri, dar site-uri precum Graphic River, Video Hive oferă template-uri de infografic ce foarte ieftine, de la $5 sau așa, poți obține un infografic foarte frumos în care să pui datele de care ai tu nevoie.
Bun. Te rog. Aici legat de conținut, pentru că site-urile respective îți dau idei de conținut. În sensul aceleași. Că îți arată niște articole, mă rog, pagini web, și tu ce ar trebui să faci? Să le citești, după aceea să rescrii. Păi și bun, și atunci succesul oricărei povești depinde foarte mult de modul în care scrii, nu neapărat subiectul în sine, ci și modul în care prezinți și partea de originalitate, să zicem. Dacă tu vezi un conținut pe care, mă rog, e un articol foarte bun, multe linkuri adus pe site, scris de cineva. O să sper că scrii unul la fel de bine? Sau asta e logic? Asta e ideea din spatele acestor conținut? Ideea e că poți să vezi ce a funcționat, adică pe... Dar când zici ce a funcționat, te refer la idee sau la modul? Adică ce tip de informație consumă oamenii pe care îi targetezi tu? Consumă liste sau vor să vadă mai degrabă white papers, vor să vadă mai degrabă studii de caz. Vezi ce, îți cunoști un pic mai bine audiența văzând ce a funcționat pentru alții. Și atunci poți să vii cu conținut de forma respectivă. Și te referi la, până la urmă, tema de tratează respectivul. Da. Trendurile, practic. Cu siguranță trend. Găsești idei bune acolo. Contextual relevant. Contextual relevant. Ok, sună bine. Bun. Haideți să trecem la analiza de backlink-uri. Trebuia să numerotez slide-urile, dar oricum e în cele șase. Al patrulea? Bun. Avem pe de-o parte nevoie de surse de date. Și aici este aurul în analiza de link-uri. Majestic, Ahrefs sunt amândouă pe bani. Google Search Console este gratuit, am spus de el mai devreme. Pentru cei care sunt mai bătrâni, Google Search Console ăsta este Google Webmaster Tools. Doamne, ce... mulțumesc. Da, așa este, trebuia să menționez la început. Este Google Webmaster Tools, vechiul serviciu. Remasterizat și cu mai multe lucruri. Revăzut și adăugit. Cele două tool-uri, mă rog, Majestic începe de la 70 de euro dată la 3 luni, Ahrefs e undeva la 70 de euro pe lună, nu ar fi foarte scumpe. Ideea e că poți, ai nevoie de toate trei ca să obții listele de linkuri către un site din toate și apoi să le pui împreună. Îți dă o imagine mult mai completă. Tot în zona asta ar fi și Moz sau Searchmetrics, noi nu le folosim. Pe de o parte, Searchmetrics e obscen de scump, iar Moz, deja dacă le-ai pe cele trei, e cumva redundant. Te rog. Ce înseamnă obscen de scump? Florin, salut! Bună, Florin! Da. Ajung la pachete undeva la 500-600 de dolari per domeniu pe care îl validezi. Da, te obligă să iei 10 domenii pe lună, da. Te obligă să iei mai multe domenii. Nu se justifică. Da. Mi-ai spus în 3 secunde. Da. Am pus întrebarea asta tocmai pentru că de la început a spus că nu e gratis, ceea ce e perfect adevărat. Și e foarte important la un dat să dăm și cifre, pentru că oamenii poate... Referință, da. Exact. Să așteptă că am pus să poți nu știu, 30 de euro sau 50 de euro. Și poate sumarizez la final Eu am încercat pe parcurs să spun cam cât costă și la Busumo și la Hrefs, la DeepCrawl mai devreme. O să fiu mai atent la asta. Deci Majestic, spuneam, poate începe de undeva de la 70-80 de lire, parcă sunt la ei, odată la 3 luni, însă ajunge și până la 300 pe lună. Ahrefs, din nou, începe de la vreo 70-80 pe lună. Avem Moz și Searchmetrics, Moz la 99 de dolari pe lună. Bun, cu aceste date, după ce le obținem, ce facem? Le analizăm. URL Profile este un tool foarte mic și fâșneț, așa să zic, adică poți face multe lucruri cu el. Ce faci mai exact? După ce ai toate paginile dintr-un site sau toate, sau toate link-urile care fac trimitere, practic le poți încărca în acest tool și poți afla cam orice vrei despre ele. Poți afla indicatori precum page authority, poți afla trust flow, poți afla lucruri care ți-ar lua o veșnicie să le verifici manual. Da? Asta este 30 de dolari pe lună. Cognitive SEO este un tool românesc, este în zona de analiză date pentru că nu folosește datele proprii, ci ia de la Majestic și Ahrefs. E foarte util în a crea genul ăsta de grafice, adică putem vedea clustere de pagini unde se concentrează cele mai multe linkuri interne dintr-un site. Și de asemenea putem să identificăm foarte ușor backlink-urile cu potențial de...
de spam așa, un pic, da, într-un fel. Bun, și mai aveam, spuneam mai devreme, SEO Tools for Excel. Este o minune de programel. De fapt, nu e un programel, e un fel de modul sau de plugin sau de cum se numește la Excel, care îți mai pune un meniu suplimentar unde ai toate opțiunile astea. Este nevoie să ai în paralel și conturi de Majestic, de Ahrefs, de fiecare dintre serviciile pe care vrei să le folosești, însă te ajută foarte mult. Dacă în Excel avem formule de genul sum A1, B1, putem să folosim acum formule de genul get page authority și punem domeniu. Sau get backlinks și punem domeniu. Da? Bun. Asta e la analiză date. Bun. Link building. Eu le numesc cele trei da. Practic există tool-uri și aici o să trecem și prin asta, însă nimic, niciun tool, cel puțin pe România, unde și piața e mai micuță și sunt anumite specificități, nu poate înlocui o căutare pe Google pe domeniul tău de activitate, o listă făcută în Excel cu prospecții pe care să-i abordezi pentru postat link-uri și un e-mail trimis călduros, personal și așa. Bun. Revenim la tool-uri. Avem Ahrefs Intersect, din nou tool-ul plătit cu $70 pe lună, da? Începând de la, care ce face? Practic poți pune 2-3 competitori și site-ul tău, iar tool-ul îți arată unde au acele site-uri link-uri și tu nu ai. În principiu, fiind pe aceeași nișă cu tine, fiind pe același domeniu, sunt șanse destul de bune ca și tu să poți obține link-uri unde au ei. De la Majestic e serviciu similar, se numește ClickHunter și face același lucru. Pe internațional, tool-ul pentru link building este Buzzstream. În principiu, e un fel de Excel mai avansat care gestionează eforturile tale de outreach, de a... Bun. Următorul slide. Rank tracking and monitoring. Acum, poate că trebuie început cu asta. Ideea e că în SEO, la fel cum în orice altă activitate de marketing, nu trebuie să începem nimic sau nu trebuie să facem nimic până nu știm cum vom măsura acel ceva. Că altfel muncim și nu știm dacă muncim cu folos. Pentru SEO, ce trebuie la o soluție de monitorizare este să ne arate în primul rând o vizibilitate SEO. Ce înseamnă asta? Aici este un print screen dintr-o aplicație pe care o să vă arăt mai târziu. Practic, este un exemplu de campanie în care se lucrează pe 299 de cuvinte. Acum, din 299 de cuvinte, e clar că în fiecare zi unele urcă, altele coboară, unele stau pe loc. E foarte greu să înțelegi ce se întâmplă acolo dacă te uiți efectiv la poziții. Ce trebuie este ca aplicația să-ți calculeze un scor general de vizibilitate, sau putem să-i spunem altfel, care să ne arate dacă creșterile practic sunt mai mari decât scăderile, sau dacă avem cuvinte importante care cresc versus cuvinte mai puțin importante care scad. În cazul acesta vedem linia punctată care e vizibilitatea, ne arată că această campanie merge în direcția care trebuie. Un alt lucru important pe care trebuie să-l facă o soluție de monitorizare este să rezolve problema asta. Cel puțin parțial. Google nu ne mai arată în Analytics cuvintele cheie pe care ne vine traficul organic, cel puțin nu în totalitate, da? Ne dă câteva primituri acolo, dar corelând datele din Analytics cu datele din Google Search Console, putem deduce niște lucruri. Ideal este ca aplicația de monitorizare să facă automat lucrul ăsta și să ne rezolve măcar parțial problema. Și punctul 3 este ca aplicația de monitorizare să poată face diferența între traficul organic brand și non-brand. Aici sunt câteva exemple de site-uri pe care le monitorizăm în prezent, sunt site-uri, sunt clienți de-ai noștri. De exemplu, magazin online de fashion are trafic non-brand 37% și brand 63%. Ce înseamnă asta? Că oamenii caută în Google fix numele magazinului sau cuvinte formate cu numele magazinului. Deci este important să știm cât trafic vine așa și cât vine așa, pentru că traficul de tip brand este de cele mai multe ori meritul altor eforturi de marketing pe care magazinul respectiv le face. Fie PPC,
fie outdoor, fie lucruri bun. Și acum tool-urile, dar pe toate odată. Spuneam mai devreme de Search Console, îl pun aici pentru că la un anumit nivel și pentru că e gratuit și așa, putem obține informații despre poziția pe care o ocupăm chiar și din Search Console. SEO Monitor, tool românesc, făcut în România și de unde sunt și cele două print screen-uri, primul de fapt, îți monitorizează cuvintele cheie, practic îți arată în fiecare zi pe ce poziție sunt acele, pe ce poziție e site-ul tău în Google pentru acele cuvinte și calculează și acel scor de vizibilitate. GeoRanker, din nou, tool românesc, care îți măsoară pozițiile pe care site-ul este în Google. Diferență față de tool-ul de mai devreme, de SEO Monitor și lucrul la care GeoRanker face ceva bine, în plus, este că îți permite să selectezi anumite orașe din România de unde vrei să măsori acele poziții. De exemplu, mă interesează cum stau pe fashion, pe cuvintele pe care le am în campanie, dar doar pe Timișoara, pentru că este un magazin local de acolo și mă interesează cu precădere zona aceea. Bun. Îl avem și pe Sers.com. La nivel internațional e foarte apreciat. Noi l-am încercat, nu mi s-a părut bun de nimic, dar, adică în comparație cu cele două, care trebuia să zic cât costă. Nu știu cât costă la ele, că avem pachete speciale, da? Pe care le puteți obține și voi. Și SEO Power Suite, care, din nou, e o suită foarte complexă de SEO, are și componenta aceasta de rank tracking, însă este desktop-based. Deci este tot un programel, un calculator, nu trebuie un calculator atât de puternic ca la Screaming Frog, dar totuși e mai incomod. Bun, vi-l prezint pe Ion. Vi l-am prezentat pe Ion. Și gata. Mulțumim. Mihai, n-o să iau întrebări acum, o să îl las pe Silviu să-și înceapă prezentarea și după Silviu, sau în timp ce Silviu ține prezentarea, puteți să mai puneți întrebări pentru Silviu și la pauză puteți să mai puneți întrebări lui Mihai. Mihai, mulțumesc mult de tot. Silviu, ai scena. Silviu o să ne prezinte o chestie foarte interesantă. Deci, câți dintre voi aveți smartphone-uri? Cine n-are? Bun. Silviu a venit cu o soluție pe care am mai văzut-o la un moment dat, dar era un pic diferită. El o să vă povestească despre soluție. Ce vă spun este că puteți interacționa cu prezentarea lui accesând un link, linkul glsr.it/47985de5. Vă recomand să scrieți URL în momentul ăsta. Pentru cei care folosesc telefonul în modul incognito, vă recomand să ieșiți din modul incognito și să intrați în modul care acceptă. Nu. Doar așa funcționează soluția. Vă recomand. Ca să puteți să puneți întrebările direct în soluție. Și la final o să ne uităm peste întrebări și până la final puteți să votați întrebările. Excelent. Așa că rugămintea mea ar fi să nu puneți întrebări în glumă, să lăsăm întrebările corecte, să iasă acolo în evidență, că dacă să pună fiecare câte o întrebare, o să ajungem la 100 de întrebări acolo și o să fie greu să le vedem. Și abia la final o să vedem și care sunt cele mai votate. Poate chiar așa o să dăm sticla, cine știe. Da, e idee foarte bună. O să luăm în considerare acest aspect. Încă n-am pus toată lumea? Imediat, stai să scriu. Eu pot să continui, pentru că prezentarea îmi permite treaba asta. Dar o să-l închid la un moment dat, pentru că vine undeva peste text. Deci astăzi o să vorbim puțin despre GeoRanker ca și tool de local SEO, dar și de PPC, pentru că mulți îl încadrează doar la categoria de SEO, dar se poate folosi și pentru PPC. Așa că sper că, din punctul ăsta de vedere, cei pe PPC să aprecieze. Astfel, prima întrebare interactivă, toți pe mobil în momentul de față, o să aveți o întrebare. În ce domeniu activați? Apăsați Tab. Da? Send. Și după aia ne uităm la statistici.
Gata? Nu funcționează pentru cei care nu știu să folosească tehnologia. Trebuie să scrii site-ul. Cred că e suficient. Și acum avem statisticile. 47% sunt la categoria altul, 25% SEO, 25% PPC. Hai, stai puțin. Ia, ia, stai așa. Stai așa că se mai schimbă puțin. Stai să boteze Liviu, că e bine. Are un pui mai departe. Cât încerc să-mi dau seama, să văd. Pentru că în funcție de asta o să încerc să vorbesc mai mult despre SEO sau mai mult despre PPC. Dar în condițiile în care văd că tot SEO e majoritar, iar altul nu știu ce înseamnă altul, totuși suntem la lumea SEO-PPC. Nu neapărat, nu, Altul însemnând că nu activează direct în Search Engine Optimization, de poate acord, activează în email marketing sau în conversion optimization sau în... media buying sau un social media sau un jurnalism sau... Nu? Ok, cred că numărul este destul de relevante, deci ele să actualizează în timp real. Cam asta este o parte din tool-ul ăsta de interactive presentation. Este oferit de Glisser, glisser.com. Puteți să-l folosiți și voi, are și variantă free. Este un startup din Anglia cu care lucrăm noi în momentul de față. Și am zis că ar fi frumos să le folosim și tuturor, dacă tot îi consiliem pe marketing online. Câteva lucruri despre mine. În 2010 am avut ocazia să lucrez undeva unde am putut să aduc o creștere în venituri de 416% în 6 luni, de la 60.000 la 250.000 de euro în casări lunare. Și era un joc online, eRepublic. Am avut noroc. Unul din punctele norocoase era că site-ul nu era deloc optimizat din punct de vedere al e-commerce-ului sau din punct de vedere al plăților online. Și atunci, numai prin introducerea butonului de Golden Extras, acolo sus, cu iconița aia de gold pe el, am reușit să cresc încasările cu peste 35%. Cea mai mare campanie care am managerit eu pe România e campanie în care s-au cheltuit peste 200.000 de euro în două luni. Investit. Campania a fost pentru XTB, Forex. Puteai câștiga, dacă te înscriai, 1.000.000 de euro și 3 Mercedes SLK. Iar cea mai mare realizare din 2012 până acum, în contul meu, e Carina, care astăzi face 4 ani. De ce local SEO? Pentru că în momentul de față căutările arată cam așa și cât vă uitați voi la astea două ecrane, eu să opresc acest element de acolo. Gata, asta e tot cu el? Nu. Aici sunt întrebările. Da? Iar pe 2 o să-l las așa, o să vedem acolo like-uri live pe slide-uri, respectiv câte întrebări sunt puse până în acest moment. Deci cam asta permite. Da. Deci ce observăm aici? Că în primul ecran, ad-urile respectiv, pack-ul de Maps pack-ul, cum îi spune Google, ia cam tot primul ecran. Și atunci SEO organic undeva mai jos, acolo. Din punctul ăsta de vedere, local SEO e din ce în ce mai important. Deci dacă sunteți orice și magazin online, am văzut o groază de magazine online care nu au o adresă, nu au un Google Maps. Pe principiu nu avem o locație fizică, avem doar o locație virtuală și nu-și trec o adresă. Sfatul meu, puneți-vă adresa, treceți mare acolo că e sediu social și că nu e punct de vânzare, suficient de mare încât să nu vă bată nimeni la cap, să vă bată cineva la ușă. Și numai prin treaba asta trebuie să dați mult mai bine local în fața Google. Poți să spui mai multe adrese? Da. Ca și cum ai avea mai multe... Dacă vorbim de bănci, o să vezi că apar toate locațiile băncilor. Dacă vorbim de EMAG, apar toate locațiile EMAG. Telefoane, exact.
uneori Google cere să să activezi, să confirm locația respectivă, să nu pui random, prin telefon sau să trimite o scrisoare acasă la care îți dă un cod și tu trebuie să faci codul ăla ca să poți să activezi locația, altfel nu va fi live. Și chestia asta durează uneori și o lună, poate mai bine. Problema, Silviu, astăzi, sau în cadrul prezentării, este o specialist din București. Daniel este deținător de magazin online, de calculatoare, să zicem, și în Timișoara. Ce face Silviu? Se duce pe Google. Bine. Începem, de fapt, cu pașii care i-a spus Mihai mai devreme, și anume facem keyword research. Pe baza keyword research a volumului de căutări pe lună ne alegem niște cuvinte pe care începem și le căutăm pe Google să vedem cine ranchează pe ele și dacă avem și noi loc acolo. Și observăm că apare PC Garage, EMAG, EvoMAG, Market Online, Altex. Ce au în comun EMAG, PC Garage și EvoMAG? Brand. Pe lângă brand. Buget mare. Număr total de backlink-uri externe, 370.000. Ăsta cred că era imagul. E cu Ahref, după cum vedeți, calculat. Deci ce arată Ahref, nu ce zic eu. Concluzie, ca să bați pe mag din punctul ăsta de vedere, e destul de dificil. De-ale. GeoRanker. Cred că trebuie mutată un pic mai la stânga. Nu, ce? Ce? Nu taie, ok. Era de la aplicație, da. GeoRanker este o platformă de local SEO Rank Tracker care se conectează la servere din peste 50.000 de locații și poate prelua în real time rezultate SEO din Google așa cum sunt ele afișate utilizatorilor din acea locație. Adică dacă vreți să vedeți exact cum apare, pe ce poziție apare site-ul în Craiova, puteți să vedeți asta. Pentru că soluția se duce cu IP local. Pentru un om de SEO e foarte dificil să faci SEO pe alte locații sau să afli locațiile respective din orașe diferite pentru că nu ești acolo. Și tu totuși trebuie să faci SEO de la distanță. Pentru că ai clienți și din acel oraș. Cum poți folosi GeoRanker? Rank Tracking, cum spunea și Mihai mai devreme, și mulțumesc pentru precizarea software-ului. Ăsta e un raport de Rank Tracking care arată până anume cuvânt cum a oscilat puțin și cum a crescut pe prima poziție. Și cât s-a menținut pe prima poziție. Heatmaps. Și aici e un heatmap pe componente PC. Ce înseamnă un heatmap? Asta e un fel de invenția noastră de la GeoRanker în care arată pe componente PC care sunt site-urile care ranchează în fiecare locație din țară. Și se poate observa că dacă pe București ai Mediadot, EvoMAG, PC Garage, EMAG, pe Timișoara ai alte site-uri. Și ajungem la Timișoara, da? Unde l-aveam pe Daniel, care nu știu dacă v-ați uitat atenți la poza aia dinainte, dar era așa un pic cam serios. Și atunci Silviu nu prea vrea să-l supere pe Daniel și vrea să facă treabă bună. Și atunci, dacă ei pot să rancheze acolo, înseamnă că și noi putem. Ce au cei trei în comun? Păi se pare că puțin domain authority, puțin page authority, iar dacă ne uităm la established links, sunt iarăși foarte puține. Față de cele sute de mii ale lui EMAG. Aici am folosit, cred că, Moz. Da. Silviu se duce după aia și implementează toți factorii săi importanți din punct de vedere local, și anume nume, adresă și telefon, adică NAP-ul. Exact în forma aia trebuie folosit și la citații. Citați înseamnă precizarea numelui, adresei și telefonului exact în forma în care o aveți pe site și definit în Google Maps pe alte site-uri. Fără link, fără backlink. 50 de citații sunt uneori mai puternice decât 5-10 backlink-uri. Date structurate, Google Publishership, locație în titlu, locație în URL, locație în conținut, integrare buton G+, înregistrare Google Maps, Google My Business și integrarea ei pe site, Facebook Local Business, număr citații, număr recenzii, uneori Google pune mai în față locațiile care au mai multe recenzii, număr plus 1 la My Business și număr plus 1 la URL. Citații, cum se fac citațiile? Practic e o căutare a numelui, de data asta l-am exclus pentru mypctm.ro, pentru că folosea mai multe forme,
a adresei și a numărului de telefon. Și dacă dați căutare după numele business-ului, adresa și numărul de telefon, ar trebui să aveți ceva de genul. Și acolo vedeți, Hey România, Timiș.Hey România, mobilier pentru exterior și se pare că blogul apare iarăși de vreo câteva ori și mai sunt câteva mai jos. În concluzie, în teorie, prin reverse engineering, dacă și noi aplicăm aceleași tehnici ca cele trei site-uri și câștigăm câteva backlink-uri din aceleași surse pe care le au ei, respectiv câteva citații din aceleași surse care le-au dat lor autoritatea să fie acolo, avem și noi șanse să rankăm. PPC. Acum presupun că ești atent, Ionuță, nu? A, nu, eram acolo pe PPC. Mă uitam la întrebările astea, cum se zice că... Fii atent, ai întrebare. Da. Nu mai vreau. Cât costă tool? Cât costă GeoRanker? Da, nu. GeoRanker e, în momentul de față, ai 500 de credite gratis. Prin credite însemnând interogarea unui keyword pe o locație. 500 pe lună gratis pe viață. Cei de astăzi de aici prezenți, dacă îmi dați mie un mesaj pe Twitter sau pe LinkedIn, promit să vă mai dau încă vreo 1000 de credite. Pe contul respectiv. După asta... Stai. Pe ce să... Pe LinkedIn sau pe Twitter? Stai acolo. Ok. Stai acolo. Și Facebook... Facebook nu, că Facebook e personal. Am înțeles. Deci doar LinkedIn și Twitter. Ok, da. Super. Silvi Strate pe Twitter. Da. Eu cel puțin așa le-am considerat. O știre din octombrie 2015 spune că worldwide mai mult de jumătate din căutările Google se întâmplă pe mobil. Ce facem cu asta? Că și în România a crescut, bate spre 40%, dacă nu mă înșele, Marco zicea că a avut peste 40% vizitatori de pe mobil. 30 oricum, dar ajunge 40%. Da. Doar 3 aduri pe mobil. Dacă vorbim de PPC. Deci ne batem pe mai multe, pe 3 poziții mai mulți oameni. Toți vrem să fim acolo. Ca să ne vadă. Că altfel cine se duce până jos, poate deja a plecat clientul. De acord cu mine? Da, depinde. Adică tu spui numai search-ul, știi? Păi vorbim de search. Eu am targetat-o pe search. Dacă mergem pe display, vorbim despre alte lucruri. Dar nu ești către display-ul ăla de care... Silviu, da, iartă-mă că pentru... Ai făcut vreodată vreo analizări vis-a-vis de, cum se zice, obiceiul consumatorului. Pentru că am foarte mulți în B2B. Și aia sunt servicii, majoritatea, în care se caută de la computer. Adică ideea e că eu tot urmăresc și mie nu prea îmi crește. Sau îmi crește, mai am o părere, poate e falsă, poate e greșită. Părerea mea este că, mai ales în zona asta de servicii B2B, căutările de pe mobil sunt false. Nu știu de ce. Ești falsi, spui că ele asistă, dar ele nu convertesc în... Exact. Cine convertește, convertește din computer. Aici e adevărat. Din punct de vedere statistic, mobilul are o rată de conversie undeva la 3 ori mai jos decât desktop-ul. Dar asta nu înseamnă că nu ar trebui să aveți un site mobile friendly. Da, asta e ceva. Asta nu înseamnă că nu ar trebui să aveți un conținut optimizat specific pentru mobil, campanii de colectare de lead-uri pe care ulterior să le transformați în clienți. Atenție la quality score, dar asta bănuim că toată lumea știe. De obicei optimizăm în funcție de CTR, poziție medie și conversii. Corect? Ad fraud cost 8.2 billion a year in the USA, CIAB and Ernst & Young. Și aici se referă probabil foarte mult la display. Dar așa cum toți știți, inclusiv pe search respectiv YouTube, sunt o groază de view-uri, poate chiar și click-uri, care sunt nu sunt reale. View-uri înseamnă boți care fac căutările, un bot poate fi chiar GeoRanker, care se duce să verifice pe ce poziție ești și să-i afișează adușii lui și ca el mai sunt multe mii, ca să zic așa, nu suntem singurii care facem o chestie de genul ăsta. Da? Revenind la slide-ul anterior, deci optimizăm în funcție de CTR, poziție medie și conversie. Și o parte bună sunt fake-uri. Setăm ad-uri local sau global, fără să știm reacția sau competiția. Așa cum ți-e greu să vezi un ad în Anglia pe care îl setezi,
sau chiar dacă te-ai putea duce, o te duci pentru 1, 2, 3. Nu te duci pentru cele 1000 de cuvinte pe care bidezi. La fel e și când faci o reclamă, să zicem, pe Google. Doar când zici te duci, te referi la alt preview tool, că te uiți să vezi cum se afișează sau cum, în ce sens că te duci? Să vezi competiția. Okay. Da? Deci te duci cu alt preview tool. Cu alt preview tool. La o faci manual pe câteva keyword-uri. Da? Și atunci, optimizăm legați la ochi, pe baza unor cifre aproximative. De cele mai multe ori. 50-50. 50-50. Da? Am pus aici parchet laminat și pe desktop și pe mobil. Unul ca să observăm acel copy shop foarte bine optimizat pe cuvântul parchet laminat. Adun. Doi, ca să vedem în partea dreaptă undeva la, cred că 10 sau nu știu când, bați spre 10, toți folosesc cuvântul parchet laminat. De acord, de acord, cuvântul cheie trebuie ca să ai quality score. Că spuneam la început, atenție la quality score. Dar dacă ai vedea ce în jurul tău, eu cred că se pot scoate mesaje mai bune care să diferențieze. Pentru că în momentul de față avem așa ceva. Nu știu, voi pe care ați dat click? Ăla calculează. Dacă aș avea nevoie, aș avea de ce, dar acum n-am nevoie. Ăla care te pune să calculezi. Dă ceva. Depinde ce stadiu ești, dacă ești în stadiu de cumpărare, comparare, conversie, depinde. Te duci pe ofert, deja știi ce vrei, te duci la ăla de 10 ani. Le deschizi pe toate, nu? Le deschizi pe toate. Dacă ești pe parchet laminat, intenția ta este să găsești parchet laminat. Deci, găsești definiția ca să contrazici pe unul. Eu garantez că și dacă scria parchet laminat X preț, adul le arătau la fel. Deși toți ar putea să spună un preț că începe de la prețul cu tare, toți ar putea să pună sau... De fapt, uite, la unul apare București acolo ca locație, deci poate n-a... Pentru secundă eram bucuros că vorbești despre PPC, dar acum nu prea mai nu înțeleg... O să vezi unde încerci să ajung. Știu unde încerci să ajungi, aș vrea să ajungi ca să fie mai... să ne și încadrăm un tip. Gata, păi nu, că e imediat. Și atunci, pe lângă mesaje mai bune, competition analysis. Și cu ce puteți faceți competition analysis? Puteți faceți asta cu GeoRanker. Aici e parchet laminat pe București. Așa arată un raport, o să le îmbunătățim să arate fix ca în Google, dacă aia v-ar avantaja. Se poate da export în Excel și bănui că dacă le faceți individual sau dacă sunteți agenție și aveți oameni mai specialiști pe copy, i-ar ajuta să vadă ce scrie competiția comparativ cu ad-ul pe care îl gândești tu, în așa fel încât să diferențiezi mai bine ad-ul și să încerci să crești acel CTR, fie că e el pe poziția 2 sau 3. Mă interesează în mod particular un lucru. Ai spus că în Ad Preview Tool fac query-ul pe fiecare cuvânt în parte, pe fiecare termen cheie în parte. Întrebare, aici cum o fac? Pe o listă de cuvinte cheie? Da, aici poți să faci pe o listă de cuvinte cheie, da? Poți să faci 100 de cuvinte cheie pe 10-20 de locații. Dacă vrei să verifici pe, nu știu, toate orașele din România importante. Cum sortează sau ce se întâmplă aici? Le ia după poziția în care i s-a afișat lui în acel moment. În acea da. Locație, nu? În acea locație, din acea locație. Și câte locații ai acolo? Pe acolo poți să ai 20 de locații. Sau poți să ai 30 de locații și în stânga poți să ai 100 de cuvinte. Iar când ai export în Excel, ți le exportă pe toate într-un singur Excel. Ce înseamnă o interogare, ca să știu cât înseamnă 500 de credite? O interogare înseamnă un cuvânt pe locație. Deci dacă am 500 de... Dacă am 5 cuvinte pe 100... Nu, 5... 10 cuvinte pe 10 locații, am 100 de credite consumate. Da. Eu zic că pentru cei și care cât fac... costă după? După costă începând de la 99 de euro. Pe lună. Câte credite? Dacă nu mă înșel, cred că peste 10.000. Adică ok. Ține evidența în timp? Face o revoluție în funcție de poziție? Exportul și ții cu Excel. Deocamdată nu. Încercăm tool-ul ăsta să-l dezvoltăm și mai mult, să aducem inclusiv numărul de căutări, să aducem evoluția de care spui tu, respectiv
poate chiar un buton prin care, sau o setare prin care atunci când o setezi, să îți te anunțe, să te înștiințeze fiecare dată când apare un competitor nou. Care ar putea fi interesant. Fie că e local. Da? Pe ce orizont de timp s-a făcut? E atunci, hai să... E momentul ăla, momentul. Atunci și gata. Atunci și gata. Dar tu poți să setezi cât de des se întâmplă acest raport. Aici erau iPhone 6S pe United States, UK, România și Franța. Și cu asta gata. Întrebări. Mulțumim mult, Silviu. Nu, am aici niște întrebări interesante. O să vreau să selectez o întrebare. Văd că n-au... au votat aici niște întrebări. Mi se pare interesant asta. Pentru o companie care face PPC și au buget foarte limitat, ce recomanzi? Mai multe afișeri pe poziții mai joase sau puține afișeri cu average poziții între 1 și 2? A întrebat cineva întâmplător, am ales întrebarea asta. Deci complet random. Au votat 4. Am votat și eu. Întrebarea este, pentru o companie care face PPC și are, au buget foarte limitat, ok, mic, ce recomanzi? Mai multe afișeri cu poziții joase, adică mai jos, sau mai puține afișeri cu poziții între 1 și 2? Adică dacă să afișeze mai sus sau mai jos, ce recomanzi? Punctul meu de vedere, afișări pe cuvintele care aduc conversii. Sau buget în funcție de conversii. Indiferent, conversia e un lead. Cunosc pe cineva care e avocat, bagă 1000 de lei pe zi, pune că înființează firmă, după ce îi fiind 3 telefoane în ziua, oprește adul. Că atâta poate să facă pe zi. Și o duce bine. Mai zi o dată. Nu. N-are absolut... Nu, e ok. Da. Deci, pe ce ți aduce conversii? Totul trebuie optimizat în funcție de conversie. Asta e întrebarea. Să ținem în considerare același keyword. Și un buget de 100 de lei pe zi, să zicem. E ok să investesc bugetul ăla în același keyword pentru 20 de afișări pe prima poziție sau pentru 150 de afișări pe ultima? Vrei să... Poți să răspund eu la întrebarea asta? Că mi-ar plăcea întâmplător. Am câteva insight-uri legate de acest lucru și cred că aș putea să răspund la întrebarea asta. Aș vrea să iau lui Silviu această... povară de pe umeri. Ideea e că dacă tu ești dispus, care este maximul pe care ești dispus să-l plătești pentru un lead? Dacă maximul pe care ești tu dispus să-l plătești pentru un lead împărțit la rata de conversie, este suficient să poți licita astfel încât tu să te afișezi pe primele poziții, fă-o. N-are niciun sens să-ți iei șansa de a te afișa pe primele poziții pentru că, bineînțeles, primele poziții îți oferă o vizibilitate mai bună. Dar, dacă tu nu-ți permiți cu rata de conversie medie pe care o ai, să te afișezi pe prima poziție, astfel încât valoarea pe conversie să fie potrivită pentru tine, afișează-te pe o poziție mai jos. De fapt, cred că întrebarea a fost referitoare la trust. Crezi că trust-ul site-ului este influențat de poziția pe care ai afișat și conversia e mai... Să ia Silviu întrebarea asta. Silviu să răspunde. Ai auzit? Am auzit. Mai mare, adică 100 de clipuri venite din poziția 10 sunt mai valoroase decât 100 de clipuri venite din poziția 1, cred că sunt mai valoroase decât... Cred că o să depindă de la nișă la nișă și de la cuvânt la cuvânt. Dacă e un cuvânt de genul, nu știu, reparator, instalator, apă și că am țeava ruptă în casă și îi scrie exact așa în Google, bănuie că ăla vrea momentul ăla și o să ducă la primul pe care îl găsește. Că vrea să-și rezolve problema. Dacă intenția de cumpărare e mult mai departe, s-ar putea să fie mai avantajos și ăia 100 care iei de pe pozițiile mai joase, pentru că ulterior, după ce ai adus pe sac, poți să-i retargetezi. Totuși, au avut o intenție, sunt în aia care se gândesc mult, dar poți să-i mai bați la cap până convertesc. De fapt, contează foarte mult ciclul de achiziție. Dacă e un ciclu, ciclu scurt de achiziție, cu valoare mică, ciclu scurt cu valoare mică sau valoare mare, dar ciclu scurt cu valoare cu declanșare imediată, teoretic ar trebui să fie deasupra. Și ar fi ideal ciclu lung cu retargetare. Pentru ciclul lung, da, trebuie să-ți dozezi eforturile, pentru că na, ai un pool mai mare, el are timp să răzgândească un efort mai lung. Deci, dacă ai ambulanță veterinară non-stop, cam ai nevoie de prima poziție. Dacă ai, nu știu, saltele relaxa sau saltele saltex sau nu știu, nu pricep exact la saltele, asta poate fi mai lung ciclu de achiziție.
Pentru că e o decizie mai amplă, poate mai gândești două, trei. Și atunci e bine să ai un volum mai mare, care să îți convertească la final. Gata, am... Înțeleg că tu ai pus întrebarea asta? Nu. Nu merge... Știi care e problema cu sistemul... Silviu, unde ești? Deci, problema cu sistemul tău este că nu știu cui să-i dau sticla de vin, că după aia ne-a clicat. Am înțeles. Nu te cred. Scrie aici cine a pus întrebarea? Ok. Suntem un pic înainte. Suntem un pic înapoi. Suntem un pic... Na, am întârziat un pic. Dar și o să luăm pauza. Pauza va fi doar de doar 10 minute. Înainte de pauză însă o să avem 10 minute cu Andrei Garici. Ți-am dat microfon? Că nu fost și eu. Pe Andrei Garici nu o să-l întrerupem ca să-i punem întrebări. Da, nu mă întrerupeți. Bună seara! Salut! Da. Văd foarte multe fețe cunoscute și multe fete necunoscute încă. Ok. Sunt liber două ore după. Ok, numele meu este Felix Andrei Garici Misai. Am patru nume. Pentru că personal cred în ideea de brand personal, da? Și mai multe nume, mai multe șanse de noroc. Da. O să vorbesc în seara asta despre... De fapt, eu aveam o altă temă. Pregătisem o temă liberă. După care Ionuț mi-a zis, man, trebuie să vorbești despre externalizarea serviciilor. Ok, și muncisem foarte mult la prezentarea mea. Cam cât? Cam 3 săptămâni, ajunsesem la 4 slide-uri, dar erau 4 slide-uri care spuneau foarte multe chestii și, mă rog, am adus doar 2 din fosta prezentare să vedeți că am muncit eu, adică mi-ai dat plănurile peste cap. Nu o să vorbesc foarte mult despre mine, dar am să menționez faptul că sunt brand manager pentru farmacia inimii Catena, ok? Ceea ce vedeți la televizor este făcut, scris, regizat, ok? Să știi că am o mare problemă cu fanele lui Fuego, mare capul meu. Ok? De către mine și de către colegii din agenția mea, agenția mea, nu, agenția pentru care lucrez, se cheamă Tonica Group. Suntem o agenție discretă, ne facem treaba, nu ieșim să plegem lauri, pentru că avem treabă. Ideea e în felul următor, că da, sunt clienți și foarte mulți clienți din Pharma care lucrează cu noi, dar avem și clienți din exterior și odată a venit un client și ne-a spus, dom'le, știu de la cineva că lucrați pentru Catena de ani de zile, sunteți, e farmacia numărul 1. Cum, Doamne iartă-mă, faceți? Că nu știi, adică nu ieșiți în față, Tonica. Dom'le, noi lucrăm, nu știu, ca suntem foarte, foarte subtili, așa, ca o agenție secretă suntem. Nu știi ce faci, cine a fost, înțelegi? Și zice, știți cum lucrează la agenție secretă? Și zice, nu știu, că de-aia agenție secretă. Și zice, e deștept ăsta. E deștept, vreau să mă prind. Ok, și atunci omul când te ia de sus așa, trebuie să te cobori la nivelul lui, adică, nu la nivelul lui, trebuie să te dai mai jos așa, în popor să-i spui, dom'le, ai văzut când tragi un vânt în metrou, înțelegi? Ai văzut că toată lumea, nu știe nimeni de unde a venit, dar toți se îngrămădesc în partea ilaltă a vagonului. Deci tu ți-ai atins obiectivul. Toată lumea. Fiecare bănuiește pe fiecare, e o chestie acolo, sau la cinema, de exemplu. Când ai dat la cinema, atunci ăia care nu știu engleză, deci ei au pierdut și firul narativ. Odată că nu știu ce să se uită, care a fost? Bă, tu ai pus? Nu, frate, eu mâncam florice. Dar și nu știu engleză, plus că dacă îi și ustră ochii, nu mai văd nimic, dacă ești la 3D, e nenorocit. Ok, nu vorbesc foarte mult despre agenție, despre ceea ce facem, pentru că noi personal ne ducem la foarte multe evenimente și este bine că se întâmplă evenimente. Din păcate, nu toate sunt exact ca acest eveniment unde chiar învățați un lucru,
sunt evenimente unde vă duceți și, mă rog, vă comportați cum mă comport eu. Aici sunt la penultimul eveniment la care am fost. Desenam un iepuraș care stătea, mă rog, la urechi n-am ajuns încă. Și colegii mei mi-au făcut o poză. Sincer, sincer vă spun, nu pot să spun că la Smart Marketing a fost nașpa. N-a fost, dar vorbeau, era cineva acolo de la o companie care face o băutură răcoritoare pe care o beau și eu, afară de bere, care e răcoritoare, dar nu-i băutură răcoritoare, și ne povestea cum a făcut ea, cum la un, la Antol, mi se pare, nu știu unde, au făcut, da, știu, de aia ți-am și zis, au făcut niște campanii și lumea bea Pepsi și nu știau, mamă, e Pepsi sau e Cola, am zis și brandurile, ok, și oamenii veneam la birou și, mă, cum a fost? Mamă, a făcut aia de la Pepsi. Odată că știai, că ai văzut-o la televizor, dă-o dracu, știi? Știi ce campanie am făcut? I-am pus pe unii să bea Pepsi-ul. Am văzut la televizor, zine altceva. Ok, și ne veneam la, la birou și zic, mă, ce, ce ați făcut? Păi, au făcut aia de la Pepsi o campanie mișto. Ce au făcut? Păi, nu știu, le-au dat la unii să bea Pepsi la un eveniment. Păi și crezi că putem să facem noi asta? Păi, nu știu, că doi vinde supozitoare, adică... Mai vrei să încerci asta, aia spune ce e cu ibuprofen sau nu, adică... Da, ideea în felul următor, că te duci la asta, da, bine, îi ascult, se laudă, își iau premii și noi am luat, dar cert este că trebuie să înveți să lucrezi cu profesioniști și nu neapărat să înveți de la profesioniști. Ei se chinuie să te învețe pe tine. Uite, așa am făcut noi. Nu. Nu-mi spune cum ai făcut tu. Spune cum ar trebui să fac eu ceea ce s-a întâmplat în seara asta. Asta este diferența dintre a învăța de la specialiști și a lucra cu specialiști. Lucrez cu Ionuș de foarte mult timp. E un dezastru. Aici, de exemplu, mergeam să bem. Noi așa lucrăm. Bă, lasă asta. Hai să ne bătăm un pic și după aia găsim soluții. Am doar cu o parte din partea masculină a agenției. Am și poze cu fetele, dar sunt numai în costum de baie. Mihai, știi, adică n-am pus, din respect pentru... tu erai era ziua ta, n-ai fost cu noi atunci. Mamă, cum a fost. Da, nu. Ok. Ideea în felul următor. Asta este prezentarea la care lucram. Despre asta vreau să vorbesc, despre elemente de branding personal. Chestia cu ciorapii lui Michael Jackson, deși pare așa, oarecum, nu știu, ce au ciorapii, ei sunt albi. Am văzut la foarte multe nunți, mai ales când mergeam la nunți în Moldova, vedeam chestia asta. Dar nu trebuie să mă duc la nunți să văd, pentru că am și un coleg care, că nu e aici, care poate și într-o zi i-am zis, mă, nu e ok, mă, toată lumea râde și el un băiat super ok, știi? Și zic, mă, nu e... Nici geanta nu se mai asortează cu pantofii. Și am vrut să-i zic, mi-am pregătit așa un text în cap, să nu-l fac să se simtă prost, să-i zic. Și mi-am pus așa niște linii clare și zic, mă duc la el, îi spun dintr-o bucată și el o să înțeleagă că e spre binele lui. Și m-am dus și când am ajuns, i-am zis. Și s-a uitat și... Ce? Michael Jackson. Păi nu! Mă, așa, ideea de bază era că trebuie să scoți în evidență ceea ce ai tu. Ceea ce ai tu ca persoană atunci când lucrezi. Eu când am spus că lucrez pentru agenția Tonica, lucrez pentru Catena, lucrez pentru ideea, eu în primul rând lucrez pentru mine. Dacă nu lucrez pentru tine la început, după aia, nu știu, faci așa timpul trece, leafa merge, știi? Bun, și concluzia era ceva de genul ăsta, să descoperi în 2016 noi atribute care să te diferențieze și nu copia. Fiorian, nu copia, nici la anunțuri, nu copia. Știi? Că după aceea te afișezi așa cu parchet laminat ca toți. Dar nu copia, pentru că se vede urât. Deci... Nu e Michael Jackson și colegul meu. Nu e niciun dintre ăștia, dar ceva de genul ăsta. Da? Bun. Și acum să trecem la externalizarea serviciilor. Acum vreo 3 ani, șefa mea, mare de tot, ne-a chemat pe toți ca pe niște prunci și ne-a zis, facem un nou business, ne extindem. Ce? Vin în tehnică medicală.
Zic, da, ok, mare șmecherie, tehnică medicală, mese de ginecologie, patru de spital, mese de operații, nu? Nu. Dar, dar ce? Nu cu asta e tehnica medicală. Dar cu ce e tehnică? Nu știam, știi? Adică, mă rog, aveam, credeam că asta este. Și ce? Tehnica medicală e cu, cu handicapații. Și eu care îmi doream să lucrez pentru, nu pentru Nicu Gheară, pentru alte agenții de-astea de fotomodeling și... Și zic, mamă, cu handicapații, ok. Și alerg la Ionuț, că, na, în momentul ăla ei... E informații de la toți specialiștii și zic, mamă, Ionuț, Ionuț, vină repede că trebuie să facem niște campanii pentru niște handicapați. Și el mă știa, zice, mamă, man, stai un pic, știi că e cu partidele politice. Zic, nu, nu dă, ia mă. Zic, nu, zic, persoane cu handicap, știi? Și, mă rog, interesează-te, cât costă, cum putem, care e legea, că Google nu ne lasă, că zice că profităm de... Problema omului, că așa este, nu știu dacă știți de chestia asta. Nu putem să facem remarketing, o grămadă de chestii. Între timp am dus să mă interesez în piață, care e faza, știi, cu, cu, cu partea asta de tehnică medicală. Și văd și aici, parcă erau niște prieteni din domeniu și am întrebat, mă, care, cum, ce se vinde, știi? Tehnica medicală, handicapați, ok, fotolii rulante, adică cărucioarele alea, cârje și bastoane, punct. Asta trebuie să vinde. Și am întrebat pe cineva, mă, frate, tu câte din astea vinzi? Și a zis, 10. 10 fotolii? Da. Când? Pe lună? Pe zi? Nu, pe an. Păi, ești plăbete. Zic, eu cunosc, numai eu cunosc vreo 20 de handicapați. E adevărat că merg pe picioarele lor toți. Parte sunt vecini de scară, au fost și colegi la muncă, pe bune. Dar, zic, n-ai cum într-o țară ca România să vinzi doar 10 fotolii rulante. Imposibil. E, și atunci am venit și am zis, bă, nu merge chestia asta, că nu poți să faci adul să spui, măi, handicapaților, hai de dați click și luați fotoliu, că nu poți să faci campanie. Și am zis, dar nu facem campanie, nu-i spunem omului că e handicapat, că are un handicap, pentru că el știe. Tu trebuie să-i spui, uite ce pot să fac pentru tine, sau uite ce pot să-ți ofer. Nici așa n-am mers, pentru că ei săraci, n-au nici rampe sau chestii în astea, dar păi să stea pe calculator. Și... Atunci m-am gândit, zic, băi, n-avem nicio șansă decât să vindem cărucioare cu rotile ălora care n-au nevoie. Trebuie să le vând, nu? Și am venit cu... Vorbesc cu Mihai și lucra atunci... Cum o chema? Anca, cu Ancuța și zic, mă, Ancuța, fii atentă. Hai să vindem fotoliile astea oamenilor care n-au nevoie de ele. Și bineînțeles că i-a zis că sunt retardat. Dar ideea mea era în felul următor. Am făcut niște bannere absolut retardate în care spuneam așa. Fotoliu rulant, nu mai știu cum dracu se chema, era din inox, nu știu ce, este atât de ieftin încât îl cumperi și dacă n-ai nevoie. Și atunci lumea a început să dea click. Ideea care era că ei cumpărau fotoliile aia, zic, bă, într-adevăr, ieftin, n-am nevoie de el. Bă, dar parcă aș duce pe mama cu el. Știi? Sau, nu știu, îl donez, au luat foarte multe clinici, chestiile astea. Și am ajuns să vindem fotoliile oamenilor care nu aveau nevoie, dar le dădeau altora, ca să zic așa. Bun. Ideea e că despre externalizarea serviciilor, când spui unui patron, dom'le, noi nu ne pricepem la chestia asta. Trebuie să apelăm la, băi, cum adică? Nu dau eu afacerea pe una altuia. Învățăm noi să facem. Cât de greu poate să fie. În momentul în care angajezi sau ai niște oameni care au idee, ăsta e cancerul unui business. A, se pricepe. Băiatul care se pricepe, știi? Faci un atac de corp pe stradă, te duci acolo și spui, băi, stai liniștit, ce ai făcut? Trebuie să faci un bypass. Stai liniștit. Am un băiat care se pricepe, te operează, te desface, nu știu ce... Sau Kennedy, da, a chemat pe ăsta, băi, șeful NASA, vină în pace, trebuie să trimitem oameni pe în spațiu, suntem înaintea rușilor, trebuie să fim cu asta. Ok, pe cine trimite? Am eu pe unul care se pricepe. Cum îl cheamă? Armstrong. Ok, numele pare să zică, poate să aducă chestia, dar nu puteți să-l trimite, e prea departe totul singur acolo. Îl trimitem și pe ăla, pe Aldrin, baza Aldrin. Ok, ăsta se pricepe, are idee. Ok, deci nu merge așa, trebuie să apelești la specialiști. E, dar când aud oamenii de serviciu externalizat,
Că e un concept nou în România. E un concept nou în România. Nu e un concept nou în România și ca să vă demonstrez asta o să ne întoarcem în Roma. Eu sunt aici la poarta Romei, în 27 înainte de Hristos. Da? În Roma, în 27 înainte de Hristos, treburile erau faghi rău. Bun. Și vine unul acasă din bătălii și zice soției: dragostea mea, el centaurul meu, sau cum îi zicea acum la Italia. Zice, știi că m-am cam plictisit de chestia aia, îmi faci și un serviciu și zice, sigur centaurul meu, care să fie el? Și zice, și cum să zic, îmi faci și un serviciu, adică ai avea ceva împotrivă să-mi nesimțitule, te-a stricat armata, nu știu ce faceți voi acolo, vă duceți să vă luptați sau să faceți tâmpenii. Și spune, nu, nu o să-ți fac acest serviciu și nici n-ai ce face în privința asta. Și zice, ba da, o să le externalizez. Și așa a apărut primul serviciu externalizat, prostituția. Cea mai veche meserie de 2000 de ani există. N-ai cum să n-ai încredere într-un sistem așa. De 2000 de ani, un serviciu externalizat. Bineînțeles, după asta a apărut, nu știu, mercenariatul, că, nu da, băi, știi, mercenariat, toți am făcut asta la școală. Ne bătea unul, nu știu ce, auzi, mă, vii și tu să-l bați pe ăla, m-a bătut. Tu nu erai tare. Și atunci apelea la cineva care era mai special, știi? La frate, la vârf, la... mai dădeai o ciungă, gluma turbo. Ok, și rezolvai problema, externalizai serviciul ăla. Bun. De ce este bună externalizarea serviciilor? Pentru că afacerea, după părerea mea, este ca o familie. Eu și atunci când aleg un partener într-un business, îi aduc Kamasutra și îl pun să-și aleagă o familie, o poziție. În funcție de ce poziție îți alege, îți dai seama de intențiile lui. Dacă alege 69, ăla e omul pe care îl cauți. Pentru că este echilibrat. Muncește la fel ca tine, împarte și necazuri și... Serios, da. Bun. De restul poziției, poate că o să fac o prezentare separată să vă spun exact ce înseamnă fiecare. O studiez de ani de zile. Bun. Afacerea este o familie în care... Cum funcționează? Așa. Bărbatul este clientul, ea este antreprenor. Bun. Toți patronii o ard așa, wifi. Știm să facem și din aia, facem și din ailaltă, trebuie să fac... treaba nu e așa. Deci chiar nu merge. În primul rând, costă. Costă foarte mult să-ți aduci așa o droaie de oameni, să-i pui să facă N lucruri. O să-ți facă la început, dar după aia apar chestii din astea, de-am văzut în seara asta, mă speria, zic, mamă, pe când ar costa pe noi să ne ocupăm, să învățăm treaba asta? Externalizăm, nu? Bun. Concluzia e că dacă nu te pricepi, îl externalizezi. Bun. Și acum, există o altă variantă. Deci ăsta este patronul, da? Cam așa, uite, una știe să cârpească, una știe să citească, să gătească. Bineînțeles, nu, de ce aia venită, copile? Toți avem așa ceva în firmă. Băi, nu, aia nu, că... Păi de ce mă băgăm? Nu ne băgăm acolo. Bine, ok, nu ne băgăm. Problema este că toate chestiile astea se întâmplă într-o firmă pentru că noi ne vindem ieftin. Poți face aia? Da, pot. Ok, vezi că s-ar sunt la baie. Păi da, dar eu... Hai mă, ce vrei să faci, mă, întuneric? Ok, mă duc acolo. Ne vindem foarte ieftin. Acum, voi o să spuneți, pe normal, ăsta lucrează în farma și medicamentele sunt scumpe. Să spuneți mersi că medicamentele sunt scumpe. Din nou o să ziceți, ăsta e handicapat. Nu! Dacă am vrea să decimăm populația în 50 de ani, am dat medicamente pe degeaba sau le-am vinde ieftin. De ce? Pentru că dacă am dat medicamente la un preț foarte mic, lumea, ca să ajungă acolo, o să vă dau un exemplu. Dacă o să scăpăm un telefon Huawei
cred că am pronunțat corect, Huawei sau Allview pe jos, o să zic, nu, gata, n-are niciun preț. În momentul în care scapi un iPhone, dar e tot dracula e, la fel crapă, înțelegi? Dar e altă chestie, pentru că tu ai strâns din curse telefonul. Și când ai dat banii pe Apple, de l-ai prețuit, nene. Mamă, și cât am... Cum ne luam noi o minge de piele când eram mici? Frate, nu jucăm acolo, că e gard de sârmă. Păi și? Păi și dacă te-ai să spargi? O iau pe aia de 35? Pe aia să spargi, mă duc la librărie, iau alta. E, cam asta e ideea. Dacă te vinzi ieftin, e nașpa. De ce e nașpa? Pentru că vândându-te ieftin, atunci, normal că serviciile sunt bune. Pentru câți bani îmi dai? Găsesc ca tine 1000. În momentul în care plătești pe unul scump, ăla e motivat. Băi, stai frate, că nu mai găsesc nicăieri aici. Înțelegi? Și îți muncește. Iar la faza cu medicamente e în felul următor. Dacă am dat medicamentele, vinde și pe degeaba, oamenii care nu apreciază în general, nu vor ține la sănătatea lor. Adică va fi ceva de genul, știi? Zic, ce faci, mă? Zic, văd asta, dar zic așa? Fără prezervativ, adică nu se frică că te îmbolnăvești, no offense for the lady, dar totuși, nu. Eu, dar, zic, te poți îmbolnăvi și nenorocit. Spune o boală, sifilis. Știi cât e tratamentul de sifilis la catena? Cât, frate? 2 lei. Păi da, bă, poule, dar dacă e sifilis, asta nu înseamnă că îți permis că iei un tratament și te și vindești. Guess what? Nu! E, dar dacă medicament, dacă am conștientizat chestia asta, medicament, bă, nu mă, frate, nu ies îmbrăcat subțire afară, că răcesc. Așa, și îți trece. Păi da, frate, dar știi cât costă Nurofen? Nu fumez mult că fac cancer. Bine, poți să faci cancer și din altceva, dar să zicem asta cu fumatul. Știi cât costă tratamentul de cancer? Mult. Și atunci ești mai precaut. Dacă ar fi la fără bani, ha, n-are nimic, mă tratez. Dar nu e așa. Bun. Deci asta este problema. Că ne vindem prost. Și că toată lumea, în toate serviciile și în toate chestiile pe care le facem, toată lumea vrea prețul mic. La mine găsești cel mai mic. La mine, deci, nu, domne, dacă îmi dai ceva, dăm cu prețul cel mai mic. Eu am cel mai mic preț. Au început ei să bată. Eu am cel mai mic preț. Eu îți vând cel mai ieftin. A mea e cea mai mică ofertă. Dar n-am găsit pe unul să zică, fetelor, vedeți toți bărbații din firma asta? A mea e cea mai mică. Pentru că, în definitiv, nimeni, toată lumea vrea ieftin, repede și bun. Nu există. Nu există și dacă există acum, în timp, nu o să mai existe. Pentru că nu o să mai existi tu, ca persoană sau ca și companie. Deci chestia asta cu prețul mic distruge tot. Acum zici că am vorbit pentru catena. Bun. Și asta era, credeți că asta are o legătură cu moda sau cu religia? Nu are nici măcar o legătură. Nici măcar una. Ideea este că ăsta și-a luat toate femeile astea. Și astea vreau să se macheze, să se îmbrace, să-și ia blugi ieftini, pantofi care nu știu cum, ceasuri. Și pe la costa câte cămile să aibă. Că dracu, și pământul e limitat, acolo e nisip, alea mănâncă și ele ceva, da? Și nu și-a mai permis la oameni, dar de fapt nu-și mai permitea să-și cumpere neveste frumoase. Vezi, nu am, știi, să speli, dar mamă, urâtă e mâncă, dar las că spun ceva pe cap. Ăsta este, de fapt, rezultatul. Știm să facem și ne pricepem. Prețul mic. Da? Deci n-are nicio legătură. Astea arată așa, pentru că exact așa sunt angajații slab pregătiți și prost plătiți. Gri. Ai fost la conferință la așa? Da, și ce a zis? Păi i-am dat să bea niște Pepsi la un concert. Și noi ce facem? Același lucru. Nu vreți să vorbim cu niște speciali? Nu. Știu exact. De-aia mă plătești.
Dacă apelezi la, dacă externalizezi serviciile, termin cu intrigile. Băi, nu pot să zic asta de ce facem cu cifrele astea. Băi, nu pot să, că dăm în ăștia. Ești nebun. Mergem cu ei la masă. Așa, apelezi la Ionuț sau la Florin sau oricare din... N-aveți niciun interes. Men, vrei să-ți meargă afacere? Da. Aici e problema. Vii, cureți. În momentul în care ne întrebăm între noi, bă, care e problema? Păi, știi că și tu, și eu... Da. Lasă că știu ce facem. Facem prețul mic. Gata, s-a terminat, înțelegi? Și de asta, o ultimă chestie vă mai spun. La ultima, nu, la ultima a fost la John Gray. Pe mine m-au plătit să mă duc la John Gray, să mă învețe John Gray să comunic cu femeile. Nu m-a învățat. La penultima conferință, toată lumea nota. Mă, aia spuneau niște, nu bălării, spuneau oamenii ce au făcut, dar spuneau niște bălării pe scenă, pe mine nu m-a ajutat cu nimic. Dar toată lumea nota și zic, bă, nu merge Facebook-ul sau ce se întâmplă? Eu notam, eu desenam pe telefon și am văzut și la mine la masă, una în dreapta făcea o listă și m-am dat, zic, mă, ce e asta? Și scrie acolo, două pâini, două pâini, zic, bă, de fapt, și mai zic, un litru de lapte și un kilogram de cartofi și m-am dat, zic, ce faci, păpuși, scrii bilelul moșu, ce se aducă, ce e asta? Nu, no, dar de aici mă duc direct la cumpărături și zic, a, cu asta o doare în chiflă. Zic, n-ai nicio treabă. Care programul ăla. Și mă uit, era un băiat, lucra în domeniul ceaiurilor, din câte am înțeles. Și la tu, scria, dar scria și tăia, scria și tăia. Ziceai că e, nu știu ce, că e poet, îi venea rima, dar zic, bă, nu merge, stai un pic. Și zic, ce faci, mă, cum metri acolo? Și zice, dacă zic, nu-ți vine să crezi. Nu, zim, că îți mai cred. Îmi scriu demisia. Bravo, mă! Dar de ce scriu? Păi mie îmi cere targete. Când mai mari, nimeni nu vrea să cumpere ceai. Zic, dar ce are, mă, ceaiul ăsta? N-are nimic ce să ai. E, mă rog, nu e nici foarte scump, dar... Zic, ține o particularitate. Să facem 12 minute. Zic, să fii semn, eu dau 3 peri în 12 minute. Păi vezi, asta e problema. Care e problema? Că lumea preferă bere. Eu n-am cum să-mi fac campanii din cauza berii. Toată lumea vrea bere. Nimeni nu... Păi zic, băi, prostule, mă, nu i-am zis prostule, dar probabil că privirea mea... Zic, eu tocmai ți-am spus ție cine nu-i targetul tău și cum să comunici și să-ți faci un spot, nu știu, simplu. Vă servesc cu un ceai. Ce ai făcut, mă? Exact ăla nu este al tău. Mamă, vrei să fii... Nimeni nu vrea să fie prost sau gherțoi, da? Când îi comunici ceva. Bă, cine? Eu? Te voi beau ce? Bă, bereu. Dacă îi vinzi corect informație. Da, nu înțeleg ce vrei să zici. Termină demisiere. Deci, cam asta este ideea. E bine să externalizezi, este bine să înveți din mers și este bine să nu te vinzi ieftin. Pentru că avem doar o viață până la urmă. Da? ANAF-ul e după noi. E rău. Externarea, da, e o serie, da. Întrebați-i pe ăștia. Astea sunt business-uri făcute din servicii externalizate. Bineînțeles că nu a apelat... sau ba, da, mă, de fapt, Ionuț, Facebook și Google și YouTube apelează mă la tine într-un fel. Nu? Că tu le aduci bani. Nu? Nu, dar toți oamenii ăștia, ei nu generează niciun pic de content. Da? Nimic. Nimic nu fac. O externalizare. Puneți vă mâna și scrieți acolo. Filmați-vă în baie. Cântați. Faceți-vă poze și puneți-le. Oricum nu vă uitați niciodată pe pozele alea. Faceți 10 poze în telefon, 18 megapixel, nu vă uitați niciodată. Vindeți-vă, mă, bibliotecile și aia de... Asta înseamnă externalizare. Și dacă ăștia fac milioane, miliarde, nu înțeleg de ce n-ați face și voi dacă externalizați serviciul cui trebuie. Da, o să vă dau prețile de vizită după aia. V-am spus că suntem 360, agenția nu. Ok. Cam atât am avut de spus. Asta sunt eu. Și... Mulțumim mult!
O să vreau feedback la această prezentare în mod deosebit. Să vedem dacă îl mai vrem pe Andrei anul ăsta. Da. Ți-am zis că o să zic asta. Da? Okay. Acum vreau să facem un mic sondaj. Cine vrea să luăm pauză sau cine vrea să continuăm și sărim direct la prezentarea lui Liviu? Cine vrea să luăm pauză? Ok, ținând cont că suntem în minoritate, o să-l invit pe Liviu să aibă ultima prezentare. Să beau un pahar de apă înainte. Acum să bei un pahar de apă? Da, acum. Liviu și ia pauză! Adică, dacă voi nu vreți, mă gândeam să dau un pic, să-mi drept puțin glăciulul. Da? Dar imediat revin pe cer. Sunt puțin vicios și mai beau cafea din când în când și uneori după cafea, după ce bei cafea, se face set. Am și eu pe ale mele, vicile mele. Și acum dacă zic, gata, să reluăm. E foarte greu să faci o prezentare după ce vine și tu mi-ai spus de complet. Dar o să încerc să-mi revin. Nu pot să zic că... Dar e ok, e ok. O iau așa cum a venit. E interesant, știi? E un alt punct de vedere, complet alt punct de vedere. În continuare, cred, revenind la ecuația business-ului online, că o parte dintre servicii rămân internalizate. Când vă povesteam despre a treia parte a ecuației și vă povesteam de cunoașterea produsului vostru, indiferent că acel lucru, adică, mă rog, marketing online, poate fi externalizat. Categoric să poți să înveți, prefer, și eu prefer, să am o curbă de... Curba de învățare a unui instrument, cum au fost cele prezentate, poate fi mai mică, poate fi mai mare. Și aici îți dau dreptate. Nu știu să fiu serios, dar cât de fapt să fiu serios după chestia asta e cam... E multă greu. Soluția este, într-adevăr, să plătești un tool. Pentru că dacă îți iau un an de zile, 2 ani de zile, să înveți tot ce va învăța băieții ăștia, care au fost mai deștepți aici prin zonă și au prezentat niște instrumente interesante și foarte bune, sincer, ca să poți să ajungi într-un loc mai rapid, e ok să folosești instrumente. Deci plătești, ca atare, externalizezi. Deci, în regulă. Ce o să vă prezint eu, nu o să fie foarte tehnic, sau așa sper eu să nu fie foarte tehnic. Am făcut prezentarea asta la Galați și acum ceva vreme și astăzi o să mai fac un mic twist la prezentarea mea de atunci. O să schimb un nume împreună cu voi, să vedem dacă mă ajutați. Ăsta sunt eu în prima zi de școală, asta ca să aflați de ce prezint în general cifre, pentru că mi-a plăcut foarte mult matematica. Da? Mi-au plăcut cifrele. Și sunt de părere că dacă facem marketing online, la fel cum au zis și colegii de la DVF, n-a fost foarte atent colegul de la Georanker, nu? Așa? M-a cam pierdut la un moment dat și pe mine. Dar ok, ideea este că ai nevoie de o iubire. Deci dacă faci marketing, îți trebuie să știi cifre. Punct. Dacă nu știi cifre, e cam greu să faci marketing. Doi, sunt pe vremea asta, de când exista Lynx-ul. Cred că acolo ai Lynx-ul. Așa, dar este și mai devreme de atât. S-ar putea să fie un gofer acolo. E posibil să fie chiar goferul, care este străbunicul lui Lynx. Mă rog, dacă poți găsi așa ceva, eu am găsit și am folosit așa ceva. Mă rog, adică sunt de foarte mult timp până în acest online. Mai exact în România, din anul... E Lynx. Ok, gata, te cred. Așa se numea și goferul. Și goferul era tot așa, negru, ca ăla. Din 1995 sunt pe internet și din 1997 fac marketing online. Cam de pe atunci. La un moment dat, un coleg, un bun prieten, m-a rugat, Liviu, lansăm și noi un site. Vine tot frumos pe acel site și spune-ne, cum ți se pare? E ok experiența de utilizare pe acel site? Zic, bine, intru. Era Radu care mă suna și îmi povestea de noul lui site. Era o ciudățenie.
Nimeni nu credea că se poate vinde online. Ei au ales să intre și să facă acel lucru și au fost consecvenți. În această cauză, din acest motiv, acum sunt lideri de piață. Mă rog, și nu știam că ce am făcut eu atunci se numea evaluare de usability. Termenul nu exista atunci în acel moment. M-am uitat și am zis, uite, aș schimba, aș face două, trei chestii. La un moment dat, acolo sunt eu, dacă nu mă recunoașteți, în fotografia aceasta, este primul team building făcut de MAG. Am fost acolo, am trecut o perioadă din viața mea. Le mulțumesc foarte mult pentru acea perioadă. Am învățat multe lucruri despre comerțul online atunci. După care am ajuns și pe cont propriu la un moment dat. Acolo găsit și telefonul meu personal pe acel roll-up. Și arătam puțin mai mare decât sunt acum. Am avut foarte mulți clienți. Încă mai am foarte mulți clienți. Ideea este că de ceva vreme fac treaba asta pe cont propriu. Am o firmă de consultanță în online. În e-commerce, în mod special. Și fac destul de multe lucruri. La un moment dat, cam prin 2012, am pus bazele unei comunități. Bine, comunitatea exista și înainte, dar am făcut și site-ul acesta numit Ecompedia. Câte lume știe, în sală de ecompedia.ro. Mersi mult. Anul ăsta va urma o relansare a lui, o reeditare. Lucrez intens la un nou soft, la noi chestiuni pe el. Sper să-mi iasă. Tot din aceeași perioadă sunt și community manager la Pepec. Comunitatea îmi place, de obicei ascult comunitatea, iau feedback de la comunitate și mă folosesc de acest feedback pentru a oferi chestiuni care vor, care lumea le dorește. Mă rog, una din regulile principale, trecând acum la partea serioasă de analytics, este acolo undeva după o chestie de piracy, nu se vedea bine, dar la e ok, bine. Sau poate lumea nu vede în spate și de-aia ți-a cerut să te duci mai sus. Mă gândesc. Ok. Important în acea regulă 10-90 este următorul lucru și anume. Atunci când cumpărăm un tool, să dăm 10 lei pe tool și 90 de lei pe instructajul omului care învață să folosească acel tool. Sau efect analizăm. Parafrazând un clasic în viață. Bun. Mergăm puțin mai departe. Prezentarea mea de data asta, înainte era cu alte chestiuni puțin mai... erau tipele sexy. Acum un an am avut un turneu, să zicem, prin țară cu Sexy Analytics. Câțiva poate ați fost, dar n-ați fost. Și aveam tipe sexy în prezentări. Că cifrele sunt sexy, nu? După care, la Galați, am zis, gata, șterg tipele sexy și pun niște urși, niște ursuleți. Și asta e legătura lipsă, mă rog, este veriga între tipele sexy și ursuleții care urmează. Care sunt ăștia? O să învățăm să numărăm până la 3. O să ne concentrăm să numărăm până la 3. Și o să ne jucăm cu 3 ursuleți, da? Cei 3 ursuleți, și dacă o să am timp să pun un video, o să am timp să pun un video, dacă nu, nu o să-l pun. Primul ursuleț, ursulețul verde, spune că trebuie să existe o legătură între KPI-uri, Key Performance Indicators, adică indicatorii unei companii de business, și Google Analytics. Astea sunt cele două prescurtări acolo, KPI și GA. Da? Asta zice primul ursuleț. Al doilea ursuleț, o să botezăm deja vestitul tabel cu roia luta lui, care se pare, am primit feedback de la comunitate, înspăimântă lumea. Se pare că este prea complicat de înțeles și am nevoie de ajutorul vostru să reducem această complexitate acum, împreună, și să-l rebotezăm, să-i dăm un alt nume. Sper să fiți de acord cu mine și să mă ajutați. Și mai există al treilea ursuleț, în care vă arăt așa un pic de ce se poate obține în spatele unui tabel aparent banal, cu cifre, ok? Și hai să mergem la ursulețul verde, ca să nu pierdem timpul și să poate avem alte nevoi și nu ca mine doar un pahar cu apă. Este un exemplu luat de mine, de pe o sursă destul de credibilă, sau chiar credibilă, aș zice. Și anume se cheamă Google Conversion Academy, această sursă. Este un exemplu tipic pe un curs existent acolo, în care se povestește, este un nene care îl cheamă Justin Cutroni, care face cu voi niște lecții de analytics sau de business sau de digital marketing.
cine vrea să învețe poate să intre acolo să învețe și povestește despre această companie. Deci când pornim să facem marketing online, pornim de la un obiectiv de business, de fapt pornim de la o strategie de a implementa acel obiectiv de business. În măsura în care avem aceste chestiuni clare în minte, da, atenție, obiectivul de business și strategia, putem să mergem mai departe și să vedem. Chestiile astea sunt prinse în acel curs introductiv de Analytics. Cine a trecut pe acolo la un moment dat, cred că recunoaște aceste imagini. Vorbim despre o pagină web, un magazin online unde vinde, vorbim de un app pe mobile, unde putem să aflăm locațiile fizice ale magazinelor acestei firme, de unde putem să și cumpărăm, bineînțeles, online folosind mobile-ul, și unde putem să generăm cupoane, vouchere de reduceri, pe care le vom folosi tot în magazinele fizice. Pentru că ați observat mai nou, se face cross-promotion între offline și online. Deci când ești în online, te duci în offline, și când ești în offline, te duci în online. Ceea ce e ok să se întâmple. Este un mix care trebuie să se întâmple. Și mai există un blog foarte puternic al acestei companii care crește autoritatea și notorietatea acestei companii în domeniul în care activează. Să vândă echipamente sportive de înaltă calitate și să încurajeze lumea să iasă afară, să se plimbe, să facă drumeții. De ce? Ca să cumpere produsele care el le vinde. Ok, da? Vă închipuiți de ce? Cam așa arată, se numește acest plan, este un plan, de fapt, mai lipsește puțin din el, aici undeva jos, așa apare în acel video cu Justin Cutroni, însă framework-ul e mai complicat un pic de atât, dar e suficient și ce vedem pe ecran. Se numește plan de măsurare sau measurement plan. Cu acest plan de măsurare plecăm la drum atunci când facem marketing online. Și am să povestesc o singură chestiune, o singură coloană de aici. Da? Ca să înțelegeți la ce fac referire când mă gândesc la ok, facem marketing online și prin SEO, și prin PPC, și prin alte canale media. Dar trebuie să măsurăm de ce, ca să știm dacă am ajuns acolo. Acum, desigur că dacă obiectivul nostru nu este să nu măsurăm nimic și nu avem un obiectiv în per se, să zic, sau nu există, deși n-am văzut până acum site, nici chiar unul care funcționează în mod foarte extensiv, toate site-urile care le-am văzut până acum, indiferent că sunt for profit sau că sunt non-profit, nu există să nu măsoare ceva. N-am văzut site-uri care să fie pur și simplu doar site-uri. Când îmi veți arăta unul dintre ele, care este complet pus acolo și nu se mai întâmplă nimic sau nu măsoară sau nu așa, sunt de vorbă. Site-urile pe fondurile OFE. Alea sunt... adevărul este că nu m-am gândit la ele, dar am scris despre unul dintre ele la un moment dat și mi-am luat-o puțin. Dar am fost poate puțin prea cinic la un moment dat la adresa unui anumit site, care costa nu știu câte milioane de euro. Mă rog. Ideea este că, da, se poate întâmpla și altceva. Mulțumesc, mai readus picioarele pe pământ. Și o să vorbim despre ce vreți voi. Hai să vorbim despre... Ăsta e mie drag că eu sunt în comerț online. Dar putem să mergem, dacă vreți, pe această tactică. Deci fiecare proprietate web care o deții, fiecare, cum să zic eu, business unit separat pe care îl ai, care are prezență online, sau nu neapărat, are, practic, un set de elemente pe care le măsurăm. Și ne dorim să avem un revenue mai mare, ne dorim să avem o comandă medie mai mare, ne dorim să avem un venit pe client mai mare. Sunt, să zicem, trei parametri pe care îi măsurăm ca să vedem succesul pe care îl avem cu respectiva companie și aplicăm diferite tactici pe diferite proprietăți, pe diferite business unit-uri. Nu mergem cu aceeași tactică de promovare identică pe toate proprietățile companiei noastre. Ok? Bun. Acești indicatori îi putem analiza pe segmente. Și anume, mă va interesa probabil să știu comanda medie în AdWords,
comanda medie pe SEO sau pe direct, comanda medie pe, eu știu ce alt canal media, sau comanda medie pe un client vechi sau pe unul nou. Da? Chestiile astea sunt aici, în acest tabel. Practic. Da? Vorbim despre comanda medie pe sursa de trafic sau pe tipul de client. La fel se poate pe categoria vândută de produse. Pe lângă acest lucru ar mai trebui completat acest measurement plan cu niște targeturi, care nu sunt aici în acest slide, dar trebuie făcut și ăla. Targeturi care ar trebui să țină cont, cum ziceau colegii mei de la SEO, de sezonalitate, nu doar de ce îmi propun eu. Da? Ar trebui să țin cont de modul în care se vând și de ciclul de viață tău pomenit de el al anumitor produse. Da? Ca să pot să fac o estimare reală și în concordanță cu anul financiar următor, pentru că vorbim de un an înainte aici, să fac niște estimări. De ce? Ca să știu dacă sunt sau nu sunt acolo unde vreau să ajung. Da? Bun, deci cam asta ar fi atunci când lucrez în felul acesta, cu analytics-ul, lucrez plecând, atenție, de la o strategie de business, de la un obiectiv de business, mergând mai departe pe business unit-uri, pe tactici diferite, pe indicatori diferiți, pe segmente diferite, cu targeturi diferite. Cam asta înseamnă să faci un measurement plan și să te gândești de la bun început în ce direcție vrei să o iei. Ok? Și ăsta a fost primul ursuleț, ursulețul 2, cel roșu. Este vorba de metafora cu râul. Poate unii dintre voi ați mai văzut-o, alții dintre voi n-ați mai văzut-o. Râul spune așa. Că, mă, legea fizicii spune, că atunci când arunci într-o apă care curge din momentul T0 în momentul T12, râul acesta are o albie lată cât lățimea cifrei de afaceri. Și el curge în timp. Și eu vin cu o piatră, cu o stâncă, și o arunc aici, în mijloc. Acolo e o stâncă. În mijloc, da? Teoretic, dacă pun o stâncă în mijlocul acestei bălți curgătoare, trebuie să dea din afară rău, să iasă din matcă. Așa spune teoria. Da? Cu volumul dezlocuit de respectiva stâncă. În realitate, s-ar putea să nu se întâmple acest lucru. Însă, ce mi-aș dori de la voi este ca pe lângă o vedere de ansamblu al acestui râu metaforic, da? Să încercați să vedeți un pic în detaliu, pentru că e posibil ca acolo, în jurul stâncii, ceva să se întâmple. Dar voi să nu fiți atenți și să luați o decizie în necunoștință de cauză. Acolo e ursul întâmplător. Deci ursul se găsește acolo unde se întâmplă lucrurile. Dacă am colora aceste fâșii ale râului în mai multe culori, am reușit să avem un râu colorat, da? Acestea fiind centre de cost, tot la fel sunt și centre de profit. Deci, în mod normal, este că mi-aș dori să înțeleg ce se întâmplă cu fiecare fâșie în parte, să rămână. Da? Pentru că vreau să înțeleg. E posibil să nu înțeleg uitându-mă de sus. Da? Poate că înțeleg mai bine atunci când mă uit în detaliu. Sigur că am nevoie și de o privire de ansamblu. Trebuie să o am. Da? Dar trebuie să mă uit un pic și în detaliu. Să văd eficiența unor campanii de marketing online pe fiecare canal media sau pe fiecare canal unde eu cheltuiesc. Și aici? Spune. Investești. E mai corect. Aici intervine fostul tabel cu ruleta lui. Actualul habar n-am cum o să-i ziceți voi acum. Am propus eficiență în online. Și v-am propus un tabel mult simplificat. Pentru că cel care... O să-l arăt și pe cel de... Ca să aveți așa o termen de comparație, da? Pentru cei care nu știu. Pentru cei care nu știu încă, tabelul vechi o să este imediat pe tabelul celălalt. Ideea este că aș vrea să simplific încă și mai mult lucrurile. Pentru că se pare că lumea este puțin speriată când îl vede pe acela. Și atunci, am nevoie de la voi să îmi spuneți dacă înțelegeți ce scrie pe acest slide. Și anume, vorbim despre ceea ce eu cred că este eficiență în online. Și anume, o să imediat vă zic, revenim și îl construim împreună, îl botezăm acum împreună, ok?
Deci am un canal median. Unde dau bani? Unde primesc facturi? Primesc facturi de la Facebook? Da. Deci îl trec pe listă. Primesc facturi de la AdWords? Da. Deci îl trec pe listă. Băieți de la DVF mă facturează. Deci îi trec pe listă. Bun. Unde externalizez? Îi trec pe listă. Da? Am trecut doar 3 exemple aici pe acest slide. Sper să fie suficient doar să ilustrez conceptul. Costuri. Mă uit să văd ce scrie pe factură. La Facebook fac o înmulțire când mi-o dăm dolari. Nu? Să mi-o dăm lei acum. Nu știu, depinde. Bun, ok. Deci fac o înmulțire, fac o înmulțire, de asta când iau acolo și mi-l trec pe coloare. La venituri, mă uit în Analytics și văd ce venituri în lei mi-a adus respectiva campanie. Respectivul canal media. Imediat. Next. Deci, mă uit pe factură, mă uit pe factură, mă uit pe factură. Și trec aici pe această coloană, costurile. Până aici e simplu, e ok, e în regulă. Suntem bine. Next, avem următoarele chestii. Mă uit în Analytics, în tabelul în care de obicei mă zilnic, astfel încât să-mi dau seama care sunt rezultatele în lei aduse de canalul numit Facebook. Există un loc în care poți să uiți, categoric. Mă uit pe AdWords și fac la fel. Însă, chiar și aici, când mă uit pe acel canal median, nu-l pun direct, pentru că Google AdWords, să zicem dacă fac pe AdWords, nu știe care este costul mărfii mele. El acolo calculează un coeficient, iar o să vă împui capul cu termeni tehnici, dar sper să suportați un termen numit ROAS. Asta apare acolo în Google. Este Return on Advertising Spend. Măsura în care este eficientă cheltuiala pe venitul care a venit. Ideea este că venitul acela, care îl obțin uitându-mă în acele tabele din Analytics, le ponderez. De ce? Pentru că ce vând eu are un cost. Nu e, dacă sunt producător, e altceva. Dar chiar dacă sunt producător, am un cost cu partea brută care intră, am un cost cu producția, cu... Deci vorbim de regia fabricii care o am, da? Deci ca atar... Normal. Deci ideea este că ponderez. Da? Ponderez venitul care este în Analytics cu un coeficient. E ok până aici? E bine? Deci nu voi pune venitul integral, îl voi pondera. Ok? Și la final mă uit și văd diferența. Dă! Adică am un venit, am un cost. Atenție, venitul ponderat. Putem să-l numim, de dragul discuției ulterioare, margine managerială. Da? Este ceea ce voi folosi în loc de venit. Poate sunteți ok cu acest termen, dacă nu, în timp veți fi ok. Deci este o margine cu care eu mă joc. Deci nu venit în sine, da? E un venit ponderat. Îl denumim cum veți voi, irelevant. Bun. Acum, întrebare. Acest tabel vi se pare ușor de înțeles? Credeți că este ok? Și ați putea să trăiți cu el și să-i dăm și un nume ca să vă arăt ce era înainte. Mă rog. Asta e varianta nouă pe care aș vrea să o promovez de aici înainte. Și aș vrea să renunț la cea veche pentru că lumea se sperie când vede foarte multe coloane și foarte multe cifre. E super prezentat. Mult mai soft decât varianta veche. Am însă o întrebare care e mai mult filozofică. Retorică. Dar nu e retorică, e filozofică, aș zice. Înțelegem și e excelent ce zici tu, e corect. Însă, pe măsură ce... Da, dacă un brand, aici vorbesc pentru că mi-am ridicat problema asta, tabelul tău, îl știu de mulți ani și... îl folosim, nu... pe ăsta, dar la fel folosim de aceleași calcule și aceiași metrici. Întrebarea rămâne așa. Pe lângă ceea ce primești în momentul respectiv, ai o valoare în plus plătită, adusă de canalul media și plătită prin costurile pe care le ai. Da? Ceva în plus însemnând un lucru care întărește brand-ul și care, că vreau sau nu vreau, el face ca rata de conversie să fie mai mare în timp. Ce am văzut de-a lungul timpului este că, pe măsură ce, dacă avem un brand mai puternic, el va avea o rată de conversie mai bună. Nu avem cum să
Na, să putem, nu putem analiza clar, nu poți să analizezi mere cu pere, dar poți să te uiți și să vezi trendul și să-ți dai seama cu cât un brand e mai puternic, funcționează mai bine toate soluțiile pe care le propunem și, știi, folosim soluțiile, suntem, na, conducem bine mașinăria, știm ce înseamnă Google Ads, știm ce înseamnă Facebook Ads. Și atunci, dacă ne uităm strict la partea asta, nu ne uităm și la partea cealaltă, nu ne uităm la aportul pe care îl aduce în valoarea, în brand equity. Și asta e întrebarea. Și vreau doar să, adică, nu vreau să spun că e incomplet, că n-ar fi corect, că n-ar fi fair pentru, na, dar aș vrea să îți ridic problema asta pentru că de-a lungul timpului... Da, acum. Mulțumesc pentru întrebare. Tabelul este complet și include și ce ai spus tu. Poate nu se vede, dar include. Acum, în orice moment de timp, clar că beneficiez de ceea ce se cheamă branding sau poziționare. Punct. Deci în acest moment al vorbirii, când vorbim de web digital, care este pe piață de ceva vreme și are ceva notorietate, ai băgat bani în PR, ai băgat bani în blogging, în alte lucruri, categoric acest tabel făcut astăzi include branding-ul deja. Acum, am să-ți mai răspund la întrebare și altfel. Tabelul nu este creat de mine sau nu este un instrument, dacă vrei, potrivit, nu propice, că este pentru un brand poate prea puternic. Aș vrea să ridice mâna în sală cei care își fac în acest moment campanii la TV. Ok. Mersi mult. E în regulă. Aceste persoane e probabil să aibă nevoie de ce spui tu. Restul de persoane în această sală, care sunt mici antreprenori, nu au nevoie de acel lucru. Și au nevoie de o înțelegere la nivel foarte simplu de cum să-și analizeze eficiența în campanie online. Mai există un elefant care apare în prezentările din zonă de marketing. Online, să zicem. Dar și offline. Numitul omnichannel, multichannel. Și am zis că vin cu o poză pe care v-am arătat-o, dar n-am venit cu ea pentru că nu vreau să povestesc de poza aia. Și am să vă explic care este sperietoarea multichannel, de fapt. Dacă intrăm în analytics și vă zic exact raportul în care trebuie să intrați și puteți să intrați în secunda asta să verificați la voi pe mobile app-ul de la analytics pe care îl aveți, dacă nu, după aia acasă, pe desktop sau pe laptop. Intrați în următorul tabel. Intrați pe partea stângă în conversions, sau în română îi zice conversii, după care intrați în rapoartă de e-commerce, în română îi zice comerț electronic, și după aia intrați în timpul până la achiziție, zice în română, cred că în engleză zice time to acquisition sau ceva de genul. Dacă, ok, acolo prin zona, voi vă prindeți că sunteți deștepți. Dacă în acel raport veți vedea ziua 0, ziua 1, ziua 2, că de obicei intră prima oară pe zile, avem 80% din conversii făcute în ziua 0. Credeți că mai contează multichannel în această ecuație? Credeți că mai contează o campanie TV? Da, o campanie TV se vede acolo. O campanie TV apare ca problemă și nu-i problemă. Credeți-mă că eu care lucrez cu analitics de ceva ani de zile, e horror. Deci, ca să poți să înțelegi cum se face marketingul așa cum trebuie, când vorbim nu de un canal media, ca aici, aici e simplu. Dar ce spun eu aici se potrivește pentru, hai să zicem că sunt salat 100 de oameni, pentru 98 de oameni de aici se potrivește, pentru 2 nu. Înțelegeți? Despre asta este... Bine, e clar că merge și... E un mod mai simplificat de a privi lucrurile. În multichannel, nu neg, atunci când ai un brand foarte puternic, când ai un produs foarte complicat de vândut, când faci foarte bine marketing, mix de marketing, se întâmplă următorul lucru. Și o să vreau să vă uitați la mine, acum apăs pe niște pedale, metaforice la mine aici undeva jos, sunt într-o mașină și apăs pe niște pedale. Ok? În ecuația asta simplă se întâmplă următorul lucru. Apăs pe AdWords, se ridică probabil AdWords.
Adică pe aceeași pedală de accelerație pe care apăs, tot aia se ridică. În ecuația în care avem și TV-ul, apăși pe un canal media, nu contează care, zicem TV-ul, se ridică altul. Sunt legate vreo trei pedale între ele sudate, ca la școala de șoferi. Lucrurile nu se mai pot judeca așa, ci ar trebui judecate cumva tot sudat un pic. Intrăm în altă discuție și, sincer, nu cred că este cazul acum, în acest moment, să intrăm într-o discuție despre omnichannel sau multichannel, pentru o discuție complicată. Nici chiar eu nu reușesc să găsesc acum carul cu fân. E greu acolo. Spune-te, rog. Undeva în analitic, tot acolo unde există cel mai devreme, există și atribuirea conversiilor pentru cei care au intrat. Deci, crede-mă că este foarte complicat. E foarte greu să intri în acea direcție, dar există acolo și cei care pot să intre acolo. Și să... Am să te rog să citești cartea a doua lui Avinaș Coșic. În capitolul, cred, 10, în care povestești despre cum se face corect analiza de multichannel. Faci tu asta pentru mine, indiferent că ai acel raport, nu o să te deștepte, credem. Deci acel raport, nu spun că n-ar fi bun, e ok. Nu te deșteaptă, nu-ți oferă soluții. Există alte soluții, puțin mai empirice, dacă vrei, pe care Avinaș le descrie în cartea lui, în acel capitol pe care ți l-am zis, în a doua carte, nu prima carte, și în care descrie cum să analizezi omnichannel-ul. Da? Problema de mix de marketing, nu de marketing simplu. Însă, îmi permit, cu voia lui Lămâț, lasă-ți Mihai, dar oricum e și Mihai și de asta am avut o oarecare ezitare. Știu că le-ai cam în două. E ok. Și tu ai multe nume. Eu nu am. Radu. Da, mă, da, ești... No, ok. Ba, da. Dar de ce ți-am zis eu, Mihai? Din cauza ta, cred. Mă rog. Da, ideea este că pentru mulți oameni de aici, în această sală, problema aceea este, nu este o problemă, de fapt. Și atunci, prefer să păstrez lucrurile simple, matematic, clasa 1 sau clasa 2. Revin la întrebarea care v-am pus-o când am venit în sală și anume, cum vi se pare acest tabel canon? Eficiență în online. Eficiența campaniilor marketing online se pare prea complicat. Hai să-l scurtăm, să-i facem o chestie, să-i dăm un nume. Te rog. Am o întrebare. Acesta a făcut, s-au creat, s-au construit, s-au mers metric. Ai spus că a fost implementat, a fost folosit în numeroase campanii și la un moment dat s-a privit această problemă de neînțelegere sau de a fi foarte greu de folosit. Cu asta. Exact. De ce? Care crezi că e problema pentru care oamenii, nu știu, n-au înțeles sau trebuie puțin detalii? Pentru că sunt prea multe culoare, în primul rând. Pentru că sunt multe abrevieri, pentru că lumea încă, cel puțin e punctul meu de vedere, atenție, și nu vreau să fie al altora, eu cred că lumea încă nu calculează eficiența campaniei de marketing online. Este doar impresia mea. Nu zic că este, că poate voi aici în sală o faceți. Și sper din tot sufletul să o faceți, măcar dacă nu așa, la nivelul ăsta. Da. Cred că n-ar trebui să-l înlocuiești, ci să mai faci unul și să-l lași și pe altul. Cine vrea să avanseze... În prezentările care le fac și care sunt cu scop didactic, după cum vă imaginați, mi se pare util să duc cursantul, dacă vrei, într-o direcție utilă, aceea de a calcula măcar empiric eficiența unei campanii de marketing online, la nivelul cel mai simplu. După care, sigur că pot să explic. Ăsta ce vezi tu aici e mic copil. Îți arăt un framework. A, ai fost la cursul meu cu framework-ul sau nu? N-ai fost la ăla. Ok, bun. Framework-ul e o chestie complicată. E ce ați văzut la prima oară, cu measurement planul, cu target-uri, cu chestii. O să vă pierdeți. Dacă nu sunteți oameni de cifre, nu o să vă placă prea tare. Bun. Revenind la o chestie simplă. Din punctul meu de vedere este banal de simplu. Sau așa cred eu. De asta am nevoie de feedback-ul vostru acum, da? Să calculez doi parametri pentru fiecare canal media. Cât vă costă, cât primesc. Mi se pare simplu? Mi se pare greu de făcut chestia asta? Știți câtă lume o face, de fapt, chestia asta? Câtă lume se bazează pe externalizarea serviciului, de fapt? Și nu calculează la nivel intern acest tabel
Vorbești cu serviciu, la Ionuț am adulți. Și Ionuț îmi zice, fii atent, uite, ăsta e dălnitul ăla. Eu o să fac linia aia, atât, să fac doar linie. Ți se pare greu? Sau facem și aici o externalizare? Facem. Facem? E perfect. Se pare că am să, pot să câștig și o bani la chestia asta. Sincer, cred că oricine urmărească să facă profit, urmărește acest lucru. Ok, poate trebuia să fac și eu cu aplicația aia, să dau voting, nu știu ce. Deci, întrebarea mea e, vi se pare suficient de simplu acest tabel? Da. Bun. Mai simplu nu se poate, probabil. Îi dăm un nume sau vi se pare ok eficiență în online? Nu știu, ca nume? Cum vi se pare? Light Edition. Light Edition, nu vreau să, vreau să scot cuvântul ROI din denumire. Se pare că sperie lumea, acel acronim. Tu de unde vine ROI, apropo, ca acronim? Da, ok, lumea știe. Bă, suntem într-o sală în care lumea știe, ok, e perfect. Mi se întâmplă să fie o sală de lumea nu știe ce la ROI. Și nu cunoaște semnificația acestui parametru. Din finanță, zicem, dar nu contează unde. Bun. Sunt rugat în căști să merg mai repede. Mai stăm la pauză de vorbă și dacă aveți idei, vă rog eu mult, sau pe mail, vă dau pe mail, dați-mi idei. Cum să-l denumești, dacă e simplu sau complicat, trecem mai departe la 50%. Asta e un slide care îmi place foarte mult. Și anume 50%. 50% nu o să vă zic ce e, dar e ROI-ul, să știți. Ce este acel 50%? ROI-ul. De asta am pus întrebarea ție, apropo de... O să înțelegi acum de ce te-am întrebat în direcția. Să zicem că este ROI-ul, un indicator important, da? Cum a evoluat față de luna trecut? Da, față de anul trecut. Da? Atenție, e o întrebare foarte importantă. Nu cifra în sine s-ar putea să mă intereseze. Mai departe, se referă la media pe site, adică ROI-ul pe întreg site-ul meu care vinde ceva sau care are lead-uri. E irrelevant ce facem pe site, da? Se referă la ROI doar pe AdWords sau la ROI calculat pe organic? Atenție, e o mare deosebire între aceste cifre. Nu contează cifra în sine. Acesta este mesajul meu către dumneavoastră, cât evoluția ei. Nu contează o medie, cât contează aceste mici specificități, dacă vreți. Să zicem segmente, da? Acolo se găsește ursulețul roșu, care de fapt nu e roșu, e albastru, dar mă rog. Aici sunt două culori la ursuleții. Asta este ROI-ul calculat într-un metric. Am avut diverse mici, să zicem, diferențe de opinie cu specialiști externalizați din diverse zone. Edor, să zicem, dar nu e obligatoriu, nu cu Ionuț să ieși de față, nici în caz. Și eu calculam ROI-ul pe un metric, pe un sistem de referință, ei, în AdWords, în interfața aceea, văd ROI-ul pe alt sistem de referință. Și atunci m-am hotărât să le pun pe amândouă pe același grafic. Ca să împar și capra și varza, mi se pare numai ok. Oricum există o corelație între ele. Nu vreau să vă arăt. Ce vreau să vă spun este că ursul n-are blană de o singură culoare. Și are cel puțin două culori. Uitându-mă la acest, la acest grafic pe care vi l-am arătat. Aici vorbim despre o evoluție pe 2 ani de zile. Da? Când am 2 ani de zile, pot să judec un business. Când am 2 luni, 3 luni, mai greu puțin. Da? Bun, ăsta a fost ursulețul 2. Cel cu tabelul, care nu mai e ROI, și sper să fie mult mai simplu și sper să mă ajutați să-l simplific, tabelul acela. Next. Cam așa arată un raport, un analytics. Și trecem la ursulețul albastru, care ne spune, foarte pe scurt, într-un singur slide și într-un minuțel mic de tot, cam ce ne uităm. Când ne uităm în Analytics, vedem acele cifre și dată așa. Ce facem? Ne externalizăm, normal, că nu o să întrece acolo. Dar acolo intru eu în ecuație și mă bucur când spui cuvântul ăla. Însă, scopul meu este ca și un manager să înțeleagă efectiv cam ce povestesc eu. Indiferent de cât de mult se bucură el că face externalizarea, banii sunt la el, nu-s la mine. Cam așa arată un tabel. Luăm un tabel din zona de Enhanced E-Commerce de la Product Performance. Îmi cer scuze că sunt acum tehnic, dar e ultimul slide și îmi permit. Sau penultimul. Ideea este că prin comparație
și n-am să intru în detalii foarte multe, dar în aceste două linii, ce îmi dau seama este că al doilea produs este un produs care are o problemă de psihologie și nu se cumpără, deși are un interes foarte mare. N-am să vă spun despre ce este vorba aici, sunt mai multe rate de conversie care le văd. Acolo văd un interes mare și o finalizare slabă, ca să mai parafrazez un clasic în viață, la final nu se întâmplă. Da? Pe de altă parte, prin comparație între două linii, îmi dau seama de niște lucruri, trebuie să trec mai departe într-o analiză calitativă. Însă Analytics-ul îmi indică locurile în care eu pot să mă uit și în care să-mi dau seama unde să reglez pe site niște chestiuni, dar nu pe site, mai puțin. Ci la produse, efectiv la produs mă duc. Deci nu pe site în sine, ci la un anumit produs. Și încă un slide atât, în care aici se evidențiază așa numitul din cărțile lui Kotler, cred, dacă mi-aduc aminte, vacă de mulți. Cine a învățat la marketing clasic vacă de mulți, acesta este un vacă de mulți pe ecran. Din două linii îmi dau seama acest lucru. Al doilea produs, pe servit de primul, care e un produs de masă, se vinde bine, al doilea produs ar putea să se vândă bine aici și acum. Această analiză, atenție, mâine se poate schimba. Aici și acum, dacă îl promovez, îl vând bine. Nu vă explic de ce, dar din acele două linii îmi dau seama de acest lucru. Da? Deci uitându-mă la cifre, nu mă uit doar la cifre, ci scot insight-uri de business. Ok? Și nu știu dacă am făcut o sumarizare, n-am făcut. Ideea este că dacă vreți urșii ăștia vi dau, nu mai prezint filmulețul cu ăla cu așa, că nu are niciun sens. Cred că vi pot da share la filmulețul acela că se găsește pe net, dar în contextul analytics-ului înseamnă altceva. Dar ok, e regulă. Ideea este că ursul, în general, poate să fie aici, în vârful nasului, și nu-l vezi. Cam asta e mesajul final. Că poți să-l ai aici, efectiv, și să nu știi unde să trăiți după el. Mersi mult! Mulțumim, Oliviu! O să iau o întrebare ca să pot să dau și cele trei sticle de vin de la vinescu.ro. Am deja... Deci e o întrebare. Okay. O întrebare pentru Liviu Taloi. Una mai serioasă, așa. Dar e ok și aia cu tabelul. Discutăm în pauză, oricum. Avem o întrebare. Cum poți crește roiul? Toată lumea mă întreabă chestia asta. Cum pot crește vânzările? Clar că lumea vrea așa ceva. Cum? E simplu. Ea n-a zis vânzările, a zis roiul. Da, dar e pe acolo, prin zonă. Clar. nu e soluție. Dacă vă aduceți aminte, când am început prezentarea, când am început să introduc pericolele cei care au fost în fața mea, PSU și PPPC, v-am explicat, n-am putut să vă destenez pe ecran, dar v-am explicat ecuația comerțului online. Deci, sau ecuația unui business online. Revin la cei trei parametri. Mai știți? Poate dăm 300 de vin. Câte 300 de vin ai? Nu. Una. Acum îmi făceam lista în minte. Făceai lista în minte. Bine, ok. Am trei sticle de vin de la Vinescu. Hai să vă plăcesc și mai multe pe site, dacă funcționând, sunt la vânzare. Bine, ok. Bine. Deci, la vânzare? La Vinescu.ro. Ai acum la vânzare? Dacă le comanzi acum, ele vin în două zile lucrătoare, dacă le comanzi în seara aceasta. Dau câte o sticlă de vin pentru ce trei parametri. Hai. Dacă nu sunt acolo. Primul, traficul. Ce înseamnă traficul? Ce înseamnă traficul ca și concept? Înseamnă marketing online, ok? Da, ok, bun. Deci, ca să crezi roi, ce trebuie să fac? Să fac marketing online cum trebuie, înseamnă și targetare și tot, atenție. Deci vorbim de, când intrăm în zona aia, vorbim de multe lucruri. Băieții au intrat în două, trei chestii, corect? Bun. Deci, prima chestie să creștem roiul este să facem marketing online. A doua chestie. Conversion. Ce înseamnă asta? Usability. Usability, persoasiune, psihologie, să-l convingem. Înseamnă multe lucruri, corect? Da?
Deci și asta, nu doar marketing online, ok? Deci, facem marketing online, facem acțiuni pe site, ce mă numesc? Al treilea parametru. Comanda medie. Ce înseamnă comanda medie? De fapt, ce se ascunde acolo? Financial value. Ok, formula e în regulă, ok. Ce se ascunde în spatele acelui parametru, de fapt? Marketing model produs. Da? Un ștuleț. Exact. Se ascunde politica de prețuri și stocuri. Se ascunde politica de cross și upsell. Se ascund multe chestii acolo. Deci, ca să reiau, să sumarizez, ROI-ul se crește făcând și, și, și. Dacă faci doar o singură chestiune, gen marketing online, sau mai rău, am văzut cazuri de doar AdWords, ca să zicem să-ți dau ție undeva cu mingea la filet, sau doar SEO. Mai așa la companie, înțelegi? Adică, deci nu pentru cei care cred că noi facem doar AdWords, facem și pe PPC. Da, tot pe PPC ăla, nu contează, adică pe PPC. Ok. Deci lumea face doar pe PPC. Deci, sau doar SEO, sau doar. Răspunsul corect este, dă de toate. Nu dă de un singur fel. Ok? Deci când am vorbit de creșterea vânzărilor, că sunt lead-uri, că sunt ce vezi voi, name it, ecuația este fix aceeași cu deții. Ideea că analizezi în analitic ăla, unde probabil și momentul în care... Sigur, fiind mici finețuri, se pot întâmpla categoric. Însă ce vreau să rețineți este ca să crești vânzările. Eu mi-am făcut lista de cine cui dau vinul. Bine, restul întrebărilor pentru Liviu. Eu zic să... Cum reacționează? Cum nu, că tu oricum ai o sticlă de vin. Nu, nu deci, contează asta, nu contează asta. Bine. Cum reacționează ownerii de business versus marketerii din business? Deci, să zic, cum reacționează marketingul versus owner în fața tabelelor? Care pe care îl alege? Tu ce crezi? Nu, serios, sunt curios. Un om de business care e owner în general se uită la ce mă uit eu mult mai mult decât un marketer. Deci sigur, într-o variantă poate puțin mai nu așa de complicată, dar sunt la o parte, partea cu complicații în ea. Însă, omul înțelege de bani. Să vă mai zic o idee. Cum să conviniți un om de business să vă dea acolo. Bani. Spune. Ok, hai să vă zic asta că poate mai ușor de zis așa. Mai tot de la vine aș și citire, dacă am voie acum, că nu am voie, nu știu. Și eu sunt acel hipostetie. Deci, când te duci ca analist la un business owner și zici, știi, ai bounce rate-ul de 30%, de 80%. Tu zici, mamă, ce mare, ce mișto. Bine, e nașpa, dar ca idee, înțelegi? Și ce trebuie să se întâmple e următorul lucru. De ce sau și ce dacă, de fapt, ar trebui să ne întrebi. După care analistul începe să-ți povestească, pentru că așa, așa. Și mai trebuie încoată și ce dacă. Este tehnica de 3 sau de 5 ori și ce dacă. De obicei, un owner de business ajunge ușor acolo. Pentru că simte altfel business-ul. Și atunci, când te duci la... Mai am niște Excel-uri și lucrez foarte mult cu Excel. Pardon, acolo era cu Excel lucrările mult. Dar și la tine era Excel-ul mult. Excel cu Google și cu... Păi, pana mea, e foarte bun tool. Excel cu Google și e-mail. Mai am un Excel în care zic așa. Eu ți-am zis că trebuie să lucrezi pe usability pe site. Dacă stai și nu faci nimic vreme de 4 luni de zile, și îți permiți poate să faci asta, pierzi și calculezi 3.000 de lei. Dacă stai 6 luni de zile, pierzi 10.000 de lei. Și așa mai departe. Tu decizi cât vrei să pierzi. În momentul în care prezint așa situația, crede-mă că se schimbă lucrurile complet. Deci când vorbesc cu el în bani, lucrurile se schimbă instantaneu. Și de obicei eu vorbesc în bani. Nu vorbesc în bounce rate, nu vorbesc în CTR, nu vorbesc în conversion rate, ci în bani. Pe ce înțelege? Pe ce înțelege el și atunci, de asta zic că acel tabel îl înțelege relativ ușor. Sigur, scoțând din el eventual alte chestii, gen CTR, conversie sau altul ce, lăsându-l într-o formă mult mai sumară, dar înțelege mult mai ușor. Deci revenind la întrebarea ta, oamenii de business reacționează mult mai ușor la pierderi și câștiguri de bani decât la elemente tehnice. Și îți mulțumim foarte mult pentru prezentare și pentru răspunsurile la întrebări. Mulțumim, Liviu Talăi! Câștigătorii sticlei de vin de la sticlelor de vin de la Vinescu sunt domnul din primul rând aici. Domnișoara care a pus întrebarea pe chat-ul tău. Și tânărul care a pus ultima întrebare, care își dorește victoria mai mult decât ceilalți. Felicitări! Vă... Mulțumim.
să o... roșu de ei, roșu, nu, nu, roșu de ei, știi? Roșu. Bine. Ok, vă mulțumesc frumos pentru prezența la primul eveniment din acest an, vă așteptăm și la celelalte evenimente. Vă anunț cu această ocazie că există posibilitatea de a achiziționa abonamente pentru toate edițiile anuale Lumea SEO PPC cu discount la 149 de lei pentru 6 ediții și 250 de lei pentru 12 ediții. Puteți să le să trimiteți un mail pentru a le achiziționa dacă doriți să veniți mai des la eveniment, lucru pe care mi-l doresc. Totodată, mulțumim sponsorilor și Creative News, Agile Media, Impact Hub, IQ Ads, ProfiShare, SEO Monitor, Softlead, Traffic.ro și Web Armada pentru încă o ediție Lumea SEO PPC. O seară plăcută!